câteva puncte și am discutat pe comisii puncte care țin de acordarea unor ajutoare de urgență unor familii care din cartierul Blocul Carier au fost afectate de un incendiu destul de serios. Trei cazuri avem pe ordinea de zi, suplimentar, la momentul respectiv vom discuta. Vom începe prin a alege un nou președinte de ședință și astăzi este doamna Nicodim, da? Vă supun votului. În primul rând, alegerea președintelui de ședință, după care o să-i dau cine este pentru următoarele trei. Împotrivă, se abține cineva? 16 voturi pentru. Da, doamna președintă, vă rog să vă preluați atribuțiile de președinte. Bună ziua, stimați colegi. Deschidem lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmănești cu următoarea ordine de zi. La punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2018. Vă rog să votați. Cine este pentru? Nu toate. Au fost dat pe mail. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.04.2018. La fel pe mail, la fel, la fel ați primit. Cine este pentru? Se abține cineva? Și că am Da. Se abține cineva? Da, da, da. Mâna sus, cine se abține ca să poată? Da. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de care a anunțat-o domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru luna martie 2018 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Vorbesc eu, prezint eu proiectul, am vorbit și la comisii. Avem solicitările venite din partea școlilor de preaza orașului Dărmănești. Facem de contul pentru luna martie 2018. Ați avut la MAP, ați văzut de ce e vorba. Discuții, întrebări, dacă aveți. Vă rog să votați. Cine este pentru? Unanimitate de voturi. 16 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 2000 de lei pentru acordarea unui ajutor de urgență doamnei Georgescu Claudia Marta. Am să prezint foarte pe scurt. Eu avem o solicitare din partea doamnei Georgescu Claudia Marta, fica lui capelar Vasile și Georgeta, care este astăzi în nevoie, suferă de leucemie, de o boală și propun să acordăm acest ajutor de urgență, poate și cu acești bani, cu ce mai înainte, reușește să rezolve problema de sănătate. Vă rog să votați. Cine este pentru? Dar mai este foarte discut. Vă rog, da. Eu revin și propun o altă sumă pe care m-am făcut și văzut. Cred că 5.000 de lei mai face un capăt de țară. Da, am să vă spun, domnul consilier, datorită faptului că ieri am avut loc acel incendiu și alocăm acolo 100 de milioane, la momentul ăsta aceștia sunt banii de care dispunem. La momentul ăsta n-am reușit să o promitem mai mult. Dacă luna viitoare va reuși să mai dăm un ajutor cu mai mare. Deci la momentul ăsta avem 2000 de lei, propunerea ce am discutat de doamna Cotanice este să acordăm 2000 de lei. Și dacă eu știu reușit să mai facem de niște bani luna viitoare sau... Sau mai repede, dacă s-ar sau mai repede, dar la momentul ăsta atâția bani avem. Și noi trebuie să propunem ceea ce avem. Operația Costelnic transferat în Mădubă și-a găsit compatibil pe fratele ei. Și la prima sigară găsit cu 150.000 de euro, acum a găsit o altă oportunitate în Italia cu 60.000 de euro. Și trebuie să-și strângă banii. Nu e o familie care să dispună de bani. Nu sunt săraci în sensul că
cu servici, cu o familie închelneată, cu copii, trăiesc binișor, să zic așa, dar nu în sensul că își permit. Noi propusesem și, o sumă mai mare, dar v-am spus, după incendiul de ieri de la Burgu, da, trebuie să ajutăm și acolo. Da. Să dea Dumnezeu dar, să facem niște dar, și să putem. Cu mențiunea că pe Facebook, dacă vă așa, da. Există număr de cont și fiecare poate dona. Și orice persoană, inclusiv colegii noștri consilieri, poate dona un valută sau un lei la Raiffeisen, la un cont și se găsește ușor. Sau dacă cineva e interesat și nu vrea pe așa, putem să-i de când a fost diagnosticată și până acum, cred că sunt vreo 3 săptămâni de când circulă zborul pe Facebook, era o sumă limită, era vorba de 20.000 de euro, din ce țin eu minte, și până la data respectivă s-au adunat 2.000 de euro pe Facebook. Pentru că funcționează acolo, este mereu menționat, da, suma adunată din suma pe care... Deci supunem la mod 2000 de lei și apoi dacă... Sub rezerva, că dacă nu știți mai să posibilități, da. Vă rog să votați. Cine este pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii de negociere în vederea stabilirii prețului de achiziție a imobilului teren și construcții, fostul Club Rafinărie Dărmănești, de către UAT Orașul Dărmănești. Da, am să fac o scurtă prezentare. Într-o ședință anterioară, Consiliul Local a dat un acord de principiu în vederea achiziționării fostului Club Rafinăria Dărmănești. De la acel moment am solicitat proprietarului să ne prezinte o expertiză tehnică, să vedem dacă acea clădire mai poate fi renovată și să aibă destinația de casă de cultură și o evaluare. Sigur că și noi am făcut o evaluare separat de un evaluator anedoar. La acest moment avem expertiza depusă la primărie de către proprietar. Avem evaluarea făcută de proprietar și evaluarea făcută de primărie. Fac precizarea că din acea expertiză rezultă foarte clar că este o clădire solidă, este o clădire care poate fi renovată și să aibă destinația de casă de cultură. Rămâne să nominalizăm astăzi o comisie de negociere, așa cum am făcut și la preluarea terenului de sport. Acea comisie va negocia în baza celor două evaluări anevar, împreună cu vânzătorul, prețul cu care noi vom achiziționa acest imobil. Dacă îl vom achiziționa și dacă vom avea cu ce. Rezultă în urma analizei. Noi am propus aici inițial o comisie formată din 11 membri, 7 consilieri locali și 4 funcționari din cadrul aparatului de specialitate a primarului. La comisii s-a discutat și s-a modificat un pic structura, în sensul că vom avea 4 consilieri locali, da, și 3 funcționari publici. Datorită faptului că PSD, formațiunea politică PSD, nu și-a delegat niciun membru în această comisie de negociere. Vă rog să faceți propunere pentru membru în comisie, da. S-au făcut în cu... Aici direct ca să se... Se știe. Da, doamna... Doamna Soleta, doamna Nicodim și cu domnul Haideri. Deci din partea formațiunii al de Nicodim, da. Elena, Pairele Cosmin și Stoica Adrian, da? Și din partea PNL, Mila Tonea. Deci, vă rog să notați, doamna secretar, în comisia de negociere, din partea Consiliului Local sunt delegați 4 consilieri, Nicodim, Pairele, Stoica și Mila Tonea. Mai întreb o dată, PSD-ul nominalizează pe cineva? Nu. Nu nominalizează pe nimeni, da? Bun. Supunem la vot comisia formată din 7 membri, 4 consilieri locali și 3 care vor face parte din aparatul de specialitate a primarului. Cine este pentru? Abține? Nu, dar toți au până la
17 voturi pentru, da? Nu, poate sunt împotrivă. Dar toată lumea a ridicat. Există cineva împotrivă la acest punct? Vă rog să ridicați mâna. Da. Mergem mai departe. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și bugetul în conformitate cu ultima formă, rezultat în urma etapei de evaluare și selecție pentru proiectul creșterea eficienței energetice a obiectivului Școala Lapoș din cartierul Lapoș, orașul Dărmănești, județul Bacău. Da, am să vă fac câteva precizări. Este vorba de un proiect finanțat din fonduri europene. Acest proiect și indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în ședințele anterioare. La vizita în teren de luni, am avut vizită în teren de la ADR Nord-Est luni, au fost făcute ultimele clarificări, să zic așa, legate de acest proiect. Intră în faza de precontractare. Valoarea proiectului este 905.559,51 de lei. 98% este finanțare europeană, 2% contribuție locală. S-au modificat foarte puțin indicatorii datorită faptului că la momentul când noi am aprobat hotărârea de Consiliu cu indicatorii euro aveau un anumit curs. La acest moment a crescut euro și s-a modificat foarte puțin câțiva lei. De aia este necesar ca după ultima vizită în teren să facem această, să zic, revizuire, actualizarea indicatorilor. Dacă aveți întrebări, vă rog. Supuneți la doamna președintă. Votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Mariu, deci, împotrivă. Domnul Despa, domnul Moise, domnul Moise. Abținere. Da, Tiurcă este împotrivă. Domnul Tiurcă. Da. Apetre împotrivă. Domnul Apetre, abținere, statutitul. Și domnul Tiurcă. Apoi nu era abținere. Și toată lumea abține sau pot? Eu am creat împotrivă. Deci toată lumea se abține. Da. Am să fac și aici un comentariu dacă trebuie să doamna președintă. Este un model clar de gândire. Încercăm să atragem fonduri europene în Dărmănești, obținem proiecte finanțări și PSD-ul se abține. Să înțeleg că nu sunteți de acord să modernizăm orașul. Asta este punctul de vedere. Votați în consiliu. Nu puneți așa ca să apară corupția. Este un proiect cu fonduri europene. Fiți mai transparent. Și nu tot mereu modificăm. E a șaptea oară când veniți acum cu hotărâri. Ba să modific aia, ba să modific aia. Se modifică pentru că a fost vizita în teren, v-am spus, și datorită cursului euro care s-a modificat. De la 7 miliarde s-au dus la 7 miliarde și un leu. De la 7 miliarde vine la 6 miliarde. Ați primit toți indicatorii pe calculator, pe mail. Trebuia să vă uitați acolo, să citiți și vă clarificați exact care sunt corecțiile. Da? Deci nu puteți să spuneți că nu... Sunteți contra pentru că un proiect care este... Deci un proiect care este... se obține finanțare europeană, vrea să fiți împotrivă. Da. Mergem mai departe. 10 voturi pentru și 7 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă a unui teren din domeniul privat al UAT Dărmănești, în suprafață de 7800 metri pătrați, situat la punctul La Greci, localitatea Dărmănești, județul Bacău. Da. O scurtă precizare. Noi aveam Consiliul Local a închiriat cu mai bine de 10 ani în urmă un teren în suprafață de 7800 de metri pătrați în zona Greci, unei firme care a falimentat. Acel imobil a ajuns la lichidator, a fost vândut unei alte firme. Firma care a cumpărat a făcut o solicitare să închiriem suprafața asta de 7800 de metri pătrați, pentru că ea ar fi disponibil acolo pentru activități de producție. Deci la acest moment propunem închirierea acestui teren. Acolo se vor crea niște locuri de muncă. Sigur, noi, primăria, vom încasa niște bani din acea chirie. Eu cred că este
din punct de vedere economic, avantajos pentru noi și propun să facem această închiriere. Putem vota? Cine este pentru? Abțineri? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui teren în suprafață de 700 metri pătrați aflat în domeniul privat al orașului Comănești. Dar am să fac câteva precizări. Am avut o solicitare de la o firmă ca să închirieze o suprafață, un teren în suprafață de 700 de metri pătrați, undeva din drumul național, intrarea spre blocul, în lateralul podului acolo, era o zonă în care se adunau tot felul de gunoaie și tot felul de lucruri care aveau ce căuta acolo. Propun să închiriem această suprafață de teren. Sigur, licitație publică, se poate înscrie oricine, în așa fel încât acolo să-i dăm valoare terenului, să casăm niște bani, așa cum spuneam și mai devreme, și în felul ăsta poate se va păstra și curățenia. Erau câini la gamot. Da. Supuneți la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, nu, că toată lumea a votat pentru. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a două terenuri aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești, zona Valea Uzului. O scurtă precizare am să fac și aici. Am avut niște solicitări de la doi cetățeni din cartierul Brătulești, care doresc să închirieze două suprafețe de teren, câte 500 de metri fiecare, undeva în zona Valea Uzului, în spatele grădinilor lor. Au și motivat din mai multe puncte de vedere intențiile lor acolo. Practic este terenul situat în zona limitrofă a Șatrei de Rom. Și credem noi că închirierea acestor loturi, sigur, va limita cumva extinderea construcțiilor ilegale din cartierul de Rom. Dacă aveți întrebări, supuneți. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. 17. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL situate în orașul Dărmănești de Bacău. Da, o scurtă prezentare și aici. Am avut o solicitare, o cerere din partea unui cetățean care la acest moment deține o garsonieră în locul ANL, renunță la acea garsonieră, motivat de faptul că pleacă din țară. Am venit cu propunerea și în urma analizei conform Consiliul Local, propunem repartizarea locuinței unui alt domn care era în lista de așteptări acolo. Punctul numărul 11 și punctul 12 este legat de lista de repartiție și priorități. Practic, să nu rămânem cu acele spații goale, pentru că, sigur, noi acolo trebuie să, cu cât ținem mai mult o gastronomie sau un apartament gol și nu îl dăm în chirie, trebuie să suportăm noi niște cheltuieli acolo cu casa, scării și cu ce avem. Dacă aveți întrebări, nu, votăm separat și după aia. Punctul 11. Vă rog să votați. Cine este pentru lista de priorități? Împotrivă? 17 voturi pentru. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în orașul Dărmănești de Bacău. Supuneți la vot. Votăm. Cine este pentru? 17 voturi pentru. 17 voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 13.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Dărmănești, însușit prin HCL numărul 22 din 1999 și aprobat prin hotărârea de guvern numărul 1347 din 2001. Da, am să fac câteva precizări și aici. Venim cu completarea inventarului domeniului public. În Dărmănești foarte multe străzi nu au fost inventariate și nu au fost introduse în domeniul public. Cei care lucrează pe proiecte știu că orice fel de intervenție în modernizarea străzilor presupune ca aceste străzi să fie în domeniul public al orașului. Astăzi propunem introducerea domeniului public a străzilor situate în cartierul Plop. Deci Plopul nu avea introdus în domeniul public acest sau strada principală, să zic, este vorba de o suprafață de 74.874 de metri pătrați. Avem o parte cu îmbrăcăminte asfaltică, o parte de stradă 62.500 de metri pătrați cu îmbrăcăminte din balast. Știți că noi am dat luna trecută o hotărâre de Consiliu prin care propunem să asfaltăm o porțiune de drum din cartierul Plopu și în momentul în care am dat acea hotărâre de Consiliu Local, dacă vrem să mergem mai departe, condiția numărul 1 este ca să introducem în domeniul public această stradă. Sigur că am făcut, de la ultima ședință de Consiliu, am făcut în Plopu ridicări topo cu strada respectivă și astăzi venim cu completarea acestui inventar. Supunem la vot. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare între UAT Orașul Dărmănești, județul Bacău și Orașul Vulcănești și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia din Republica Moldova. Pe scurt, am să vă prezint câteva date despre acest proiect de hotărâre. În toamna anului 2017, Orașul Dărmănești s-a înfrățit cu Orașul Vulcănești din Republica Moldova. În acel acord de înfrățire erau stipulate mai multe activități pe care noi le putem derula împreună, mai multe parteneriate pe care noi le putem stabili de comun acord, donații din partea unora sau altora dintre parteneri. Astăzi, ținând cont de faptul că suntem în an centenar, 100 de ani de la Marea Unire, am venit cu împreună cele două UAT-uri, în baza acelui acord de înfrățire, cu un proiect prin care noi am sponsorizat 4.000 de puieți Orașul Vulcănești, în vederea înființării unui parc în Orașul Vulcănești, Republica Moldova, care să amintească, în primul rând, de Marea Unire, care a avut loc în 1918, în al doilea rând, de numărul mare de soldați români care au murit în Republica Moldova și pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, amintirea lor, și cei 4.000 de puieți de rășinoase i-am cumpărat de la Direcția Silvică Bacău și, așa cum am spus, am încheiat un contract de sponsorizare cu Orașul Vulcănești. Valoarea acestor puieți este 4.107 lei. Ne-au trimis o scrisoare de mulțumire colegii din Republica Moldova și cred că este la, da? Este la doamna secretar, să vedem noi, da? Ne-au și trimis o scrisoare de mulțumire, ei au plantat acești puieți, sunt au trimis și niște poze, sunt mulțumiți și pe scurt primarul orașului Vulcănești mulțumește Consiliului Local Dărmănești, mulțumește cetățenilor, locuitorilor orașului Dărmănești, primarului orașului Dărmănești pentru Consiliul Local, am spus, pentru faptul că străduința deosebită pentru a sponsoriza cu 4.000 de puieți orașul Vulcănești. Cetățenii orașului Vulcănești vă mulțumește în mod deosebit pentru gestul pe care dumneavoastră l-ați făcut pentru comunitatea noastră. Și mai spun ei acolo că acțiuni de plantare nu au mai fost făcute
de pe timpul Uniunii Sovietice. Deci este un gest pe care noi l-am făcut. Da. Dacă sunt întrebări, supuneți la vot acum. Supunem la vot acum. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Deci 10 pentru, se abține colegii. 10 voturi pentru și 7 abțineri. Da. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Barbu Ana Magdalena în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. Da. Așa cum spuneam, ieri a avut loc în cartierul Clopu un incendiu. Sursa aprinderii a fost un scurt circuit. Au ars 3 case și dependențe ce mai aveau acolo anexe. Barbu Ana Magdalena, locuința domnului Oteanu Mircea și locuința domnului Cojocaru Vasile. Am fost personal acolo, să știți că am intervenit și am dat telefoane și eu și colegul meu de la serviciul voluntar de pompieri. Au fost prezenți acolo și pompierii de la Moinești și cei de la Comănești, cei de la Dofteana. Faptul că au venit mai multe mașini a limitat incendiu și sigur a evitat producerea unui dezastru acolo. Casele fiind foarte apropiate, se putea întâmpla o mare catastrofă. Două dintre familii au pagube mai mari. Una, Cojocaru, numai partea de acoperiș. Sigur că am promis de ieri că vom veni în ședința de Consiliu astăzi cu niște proiecte de hotărâre. La acest moment propunem pentru locuința doamnei Barbu Ana Magdalena suma de 4.000 de lei. Supunem la vot. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Olteanu Mircea în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. Aceeași poveste, propunem 4.000 de lei, este locuința mai afectată, sigur, 4.000 de lei nu o să poată oamenii ăștia să-și refacă ce au avut acolo, dar este un prim sprijin, au ars și bunul din casă, mașină de spălat și ce mai vreau acolo. Acești 4.000 de lei reprezintă bani sau să-și ajută? Eu aș vrea să le dăm bani, le dăm un cont, le dăm bani și își cumpără fiecare ce crede pe acolo. Unul are nevoie de tablă, unul are nevoie. Noi le dăm bani, îi le virăm, să vedem un cont cum le virăm și să se ducă fiecare să-și ia ce are nevoie, ce crede că are nevoie. Există posibilitatea ca suplimentar să dăm și materialul dus? Păi va trebui să dăm o altă hotărâre și să avem materialul de dus. La momentul ăsta nu-l avem, da. Și dacă noi ne ducem să cumpărăm materiale de construcții, facem licitații, ne complicat. Le dăm 4.000 de lei, le dăm un cont, eventual o să ne justifice ce au făcut cu banii. Dar nu cred că oamenii ăștia vor face altceva decât să-și refacă acele locuințe. Ce au. Da, voteam nimic ce spuneți la vot. Da. Vă rog să votați. Cine este pentru? 17 voturi. Cu 17 voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Cojocaru Vasile în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. Da, aceeași poveste. Cojocaru Vasile avea o casă nouă, făcută terminată. Am înțeles că lucrează în afara țării. I-a fost afectat o parte din acoperiș, din asterială și sigur că nu e chiar așa de grav ca la ceilalți. Venim și propunem 2.000 de lei. Vă rog să votați. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Cu 17 voturi pentru și acest ultimul proiect de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. Am să fac 2-3 precizări scurte. Vă propun să luăm o pauză de 2 minute, după care o să intrăm la diverse, cât fiind stalamente. La punctul diverse, avem pe ordinea de zi un raport de activitate a șefului poliției locale, raportul de activitate a primarului și îl avem prezent aici pe domnul Simion. O să ne prezinte, după ce terminăm asta, un punct de vedere,
Eu am cerere pusă la noi și... Dar trebuie să instaleze eu. Da, nu, dar nu trebuie să instaleze... Trebuie să instaleze. Da, două minute, dar două lucruri. Apoi o să faci. Domnul Baș. Haideți, vă rog. Deci o să ne prezinte șeful Poliției Locale, raportul de activitate de la ultima raportare, nu mai știu cum a fost, mai... Mai am făcut pentru, pentru perioada februarie. Mai și acum, în continuare, da? Până la 2017. Rugămintea mea este să fiți cât mai scurt, după ce termină dumneavoastră de prezentat, dacă aveți ceva întrebări, vă rog. Raportul este făcut pe același schelet ca și în luna mai, mai scurt ca și exprimare și bineînțeles comparativ cu perioada similară din 2016. Vederea cifrei este scrisă în paranteză care sunt cu un an înainte. Voi începe cu prezentarea atribuțiilor poliției locale, conform legii 155. Este legea care... Da, după care ne ghidăm, este Biblia noastră. Avem cele șase atribuții principale, cum le vedeți scrise, vedeți la dumneavoastră, primul. Și anume, ordinea și liniștea publică, precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială și evidența persoanelor. Astea sunt atribuțiile principale, care ne dau nouă atribuții în acestea de zi cu zi. Ca și organizarea, am rămas la fel ca și în luna mai, îmi permite să vă spun cele trei compartimente cum suntem structurați în cadrul serviciului, compartimentul ordine publică și circulație pe drumurile publice, compartimentul siguranță și prevenirea criminalității și compartimentul inspecție și control. Ca și încadrarea, am rămas la fel, de cele 15 posturi, 15 încadrate, nu am plecat, n-am venit. Suntem constanți în jos de vedere. Și acum începem cu prezentarea pe puncte. Pe linia ordinii și liniștei publice. Acolo, poate e scris prea minus, dacă se vede, atunci o să citesc pe repede. Am continuat ceea ce am început în februarie anul trecut. Știți că atunci am venit și am continuat cu aceeași 10 persoane activitatea. Nu am adus pe alții, deci personalul a rămas constant. Mă refer ca venire și plecă. Trasee de patrulare. Partea asta de ordine și liniște publică este, ne ocupă mult timp, dar fiind specificul orașului pe care, probabil că să știu, se discută despre asta. Deci am organizat, s-au organizat trasee de patrulare pe perimetrul orașului, punând accent pe zone cu potențial factor de risc, pe linia ordinii și liniște publice. Bineînțeles, știți care sunt acelea. S-au instalat 4 camere noi de supraveghere la școala Brătulești, știți că s-a făcut o școală nouă și ca să fie protejată și pe timpul nopții când nu avem personal și bineînțeles sâmbătă, duminica sau când băieții sunt plecați în teren în alte părți, s-au instalat 4 camere care le-am și folosit deja descoperind câteva persoane care au mai distrus câte un client acolo. Și o nouă cameră s-a instalat în centru de supramagazinului Zanfir, vorbim de anul trecut. Anul ăsta s-a mai instalat și altele de a vor fi în alt raport. S-a asigurat accesul civilizat al cetățenilor la diferite compartimente în cadrul primăriei, aceștia fiind îndrumați în funcție de solicitări, asigurând de același timp servicii de pază și ordine publică în cadrul primăriei. Știți că avem zilnic, în timpul programului, persoană care stă aici pentru a ne asigura protecția și liniștea, avem persoane recalcitrante sau sub influența băuturilor alcoolice care vor de toate, și cu puțin efort din partea lor. Și pentru andrumat. Da, și am zis, bineînțeles, cei care vin și nu știu unde trebuie să merg. S-a patrulat auto și pedestru la unitățile școlare de pe raza orașului, în special pe timpul sosirii și plecării elevilor la și de la unitățile de învățământ. De ce zic și pedestru? Pentru că avem o singură mașină, iar în urma organizării pe cele două schimburi, eliminând schimbul de noapte, avem zile în care sunt câte 4, respectiv 2 echipe sau chiar 3. O echipă merge cu mașina, celelalte pe jos. Bineînțeles, cu o rază scurtă de acțiune, că vă dați seama că nu putem fi eficienți. S-a patrulat și identificat persoane care practică pășunatul ilegal. Știți foarte bine, a început sezonul acestui fenomen, avem sesizări permanente, unii le fac în scris, eu am spus permanent să fim anunțați telefonic, indiferent de eveniment, pentru că așa putem ajunge în timp util acolo. Dacă ne facem scris și ne spune că cu o lună sau două s-a întâmplat ceva, eficiența noastră scade. Unii au înțeles, unii preferă varianta cu venitul la primărie și să spună după. Un pic am târziu pentru noi.
Au fost executate 78, în paranteză 16, comparativ cu anul trecut, cum v-a zis, acțiuni de însoțire în teren a personalului din cadrul asistenției sociale. Avem atributul acesta când merg colegii noștri de asistență socială în teren să-i protejăm, pentru că acolo se întâlnesc cu tot felul de situații mai puțin plăcute și chiar pot fi puși în pericol dacă persoanele sunt de cap și trancă. De asemenea, am trecut până în decembrie sau noiembrie, am însoțit în continuare personalul de echipele Romprest. Nu mai este valabil anul acesta, nu are putem de ce, cum face obiectul, dar 3 zile pe săptămână când se ridica gunoiul, aveam câte un om în mașină care verifica că activitatea să fie făcută cum trebuie de către echipa Romprest, bineînțeles. Săptămânal, în ziua de joi, asigurăm paza și bunul mers al trecului săptămânal, inclusiv încasarea taxei pentru participanții la acest târg. Și acolo, în urma rearanjării și modernizării, târgului a fost un pic complicat. Oamenii erau obișnuiți într-un fel, nu mai vreau să schimbe locul, cu tine. Ne ia toată ziua. Ziua de joi e aproape pierdută până la 1-2 cu această activitate. În fiecare săptămână. Și ca sume adunate, comparativ 2017 cu 2016, dacă în 2016 au fost 56.000 de lei, mă refer cele 7 luni de zile. În celelalte, în anul următor, 38.000, cu o creștere de cam 200%. De ce? Nu pot să spun că înainte nu se taxau, poate că și taxa era mai mică, mai puțin comercianți. Ideea este că a crescut de 2 ori suma și oamenii sunt organizați, zic eu, destul de bine în târgul ăsta acum. S-au mânat cetățenilor notificări pentru igienizarea clădirilor și gardurilor, curățarea șanțurilor din dreptul imobilor, precum și pentru eliberarea spațiilor ocupate abuziv. O activitate care ia mult timp și este permanentă, pe oară că iarnă. Avem atribuții pe linia asta, avem date nenumărate anunțuri personale sau în mod general cetățenilor pentru a avea șanțul din fața casei îngrijit, gardul să fie îngrijit, chiar dacă sună așa că o ocupație mai puțin importantă, este importantă și ne ia foarte mult timp, pentru că sunt mulți care nu vor. Simplu. Alții își fac și sunt cetățeni model, alții nu vor și așteaptă să vină primărie. În graficul pe care îl vedeți, sunt activitățile care vă spuneam în comun, se vede o creștere mai mare sau mai mică. La culoarea verde avem executările seguite activități comparativ 2016 cu 17, o creștere de 657%, de la 7 la 46. La culoarea roșie avem însoțirea personalului de asistență socială, o creștere de 487%, de la 78. Au fost mai multe activități, nu i-am însoțit când ne-am solicitat. Aici avem graficul cu banii încasați la târgul săptămânal, cum am spus, o creștere de aproape 200%. Pe linia circulației rutiere. Aici avem atribuții, poliția locală, mulți poate încă nu știu. Deci noi avem atribuții pe linia circulației rutiere foarte clare. Nu multe, dar clare. Și anume, oprirea interzisă, staționarea interzisă, parcarea interzisă, accesul interzis și autovehiculor cu masa mai mare de 7 tone. În rest, nu avem voie să oprim în trafic mașini pentru a verifica permisul, alcool sau alte lucruri. Că am mai avut sesizări în sensul ăsta și a trebuit să-i îndrum către poliția orașului Bermănești. Și aici am avut un pic mai mult de lucru. Fiind construit acest sens giratoriu, cred că nu știți, unii chiar nu prea știu ce să facă într-un sens giratoriu. Un luni de zile am stat permanent să învățăm pe oameni nu să treacă prin sens, ci să nu mai oprească. Adică, dacă s-a făcut complet de acolo... Ce scuze că intervin? Cine sunt acei unii care nu cunoșteau regula de un sens giratoriu? Vreți să vă dau nominal sau ce? Nu, așa. Sunt persoane care nu erau obișnuite să meargă în sensul giratoriu pentru că nu au circulat prea mult în afară orașului. Poftim? Hai să prezinte și după aceea, da? Am avut asemenea
Taxa pentru cotidnic cu masă peste 7 tone, avem la sfârșit și suma care a crescut. Bineînțeles, s-au dat amenzi și avertismente, amenzi multe avertismente în perioada asta, ca să îi obișnuim pe oameni, ce vreau să spun și m-a întrebat domnul Despat. Și acum, dacă nu stăm în centru și să învățăm pe oameni să oprească unde trebuie și să respecte regulile, și acum să oprește în continuare. Deci, ar trebui permanent să avem oameni, ceea ce e cam greu, că sunt zile în care sunt doar doi pe schimb și nu pot să stăm în centru. Orașul e un pic mai mare. Aici aveți autovehicule taxate înapoi la verde. De la 87 la 263, cu creștere 300%. Asta ca număr pe autovehicule. Și taxa, o creștere de 421%. De menționat că taxa este cea care o încasăm noi la autovehicule care nu și-au achitat. Dar mulți din care deja cunosc și tranzitează orașul periodic și își achită direct la taxe și impozite, cifre pe care n-am trecut-o aici, bineînțeles. Pe linia disciplinei construcții și afișatului stradal, a fost iluminat, a fost verificat iluminatul stradal, avem o problemă seara cu becul de merg, nu merg, le verificăm, anunțăm periodic toate defecțiunile care sunt destule. Au fost efectuate emisiile domiciliile persoanelor care urmează să se efectueze cadastrarea, au fost activate pe la vara trecută destul de mare ca amploare. Imobilele neîngrijite au fost identificate 136 comparativ cu 34 de anul trecut în diferite stadii. La fel, am dat anunțuri, unii s-au conformat, unii nu. Există o hotărâre de consiliu local prin care se va crește impozitul celor care nu au pus să respecte regulile. Și construcții fără autorizații legale, 68 comparativ cu 9. Aceste sesizări, aceste concluzii le-am trimis domnului de la urbanism, care are drept pe linia construcțiilor legale autorizațiilor legale. Avem graficul construcțiile care de la 9 la 68 o crește de 756% și pe linia cu imobilul neîngrijit o crește de 400%. Pe linia protecției mediului. O activitate care la fel am avut și avem zi de zi, aruncarea deșeurilor sau abandonarea deșeurilor, ca să spun, suprimarea din lege. Nu mai spun în decembrie, că nu s-a mai ridicat gunoiul, cam la ce am care ajunsese, sau în ianuarie, în anul ăsta, dar permanent avem patrulare pe această linie, găsim pe oameni, încercăm să le explicăm celor care nu sunt obișnuiți sau de viață, au aruncat gunoiul unde au știut. N-am dat avertismente și amenzi pe cât trebuia, mergând și de principiu că putem să învățăm și să se conștientizeze. Unii da, unii nu. E destul de greu, trebuie să recunoaștem că e cam greu. Cum spuneam, romp restul la măsoții până la sfârșitul anului 3 zile pe săptămână. Tot pe linia aceasta, după șunapul ilegal, am continuat pe timpul verii. Și în științări de mic igienizare am avut în jur de 2500. Date cetățenilor. Deci avem și o cifră concretă. Pe linia activității comerciale s-au verificat autorizații de funcționare la 98 de societăți, comparativ cu 34 în aceeași perioadă a anului precedent. S-au verificat documente de proveniență a mărfii la persoanele care vin pe două săptămânal. În principiu sunt conform cu legea și nu prea avem probleme. Hotărârea Consiliului Local 65, privind aprobarea din pentru târgul săptămânal, s-a interzis accesul în târgul săptămânal la persoane care comercializează produse de încălțăminte și îmbrăcăminte, secărimente și lui spun marfa pe tarabe. Am avut problema asta, nu știu dacă ați văzut, mulți spuneau pe jos, era un pic neigienic și complet incorrect. Destul de greu i-am convins pe cei care pun marfa pe jos, ori să nu mai vină, ori să se conformeze cu așezarea mărfii pe tarabe. Aici sunt sancțiunile aplicate, respectiv avertismentele și amenzile, pe fiecare om în parte. N-am să citesc pe fiecare, pentru că nu cred că avem un grafic la sfârșit care este mult mai relevant. Deci pentru fiecare în parte, comparativ cu 2016 cu 2017. Cât de amenzi, cât de avertismente și la fiecare concret în bani. În final, o să spun ca general. Procentul de creștere la avertisment este de curs 214, de la 36 la 77.
214%, da, scuze. Și procentul de creștere a amenzii cu plus 710% de la 10 amenzi la 71. Alea 10 amenzi au fost în cuantum de 1770 de lei, cele 71 în cuantum de aproape 40.000 de lei. Eu zic că e o diferență destul de mare. Ca total încasări la bugetul local, în 2016, în perioada iunie-decembrie, am avut 5.550 de lei și în anul următor 55.760 de lei, care este o creștere de aproape 1.000%. Aici sunt graficele pentru avertismente. Vedeți, albastru 2016 cu roșu 2017. Unii au crescut mai mult, unii mai puțin. Mă refer pe agent. Sunt trecute numele lor jos, dacă se observă. În acest grafic, dacă îmi permite, se vede și eficiența oamenilor. Am cerut pe fiecare om și de asta vă dați seama de eficiență. Bun, nu ținem cont în eficiența angajaților numai de amenzi, că ei au și alte. Dar raportăm pe fiecare individ și acolo vedeți fiecare cât de implicat este. Așa cum am spus, nu am făcut un target din a da amenzi sau avertismente. Nu ne ajută cu nimic să luăm oamenilor banii sau să-i sancționăm. Din cot încercăm să mergem pe varianta preventivă, să-i facă să înțeleagă. Să înțeleagă. Unii înțeleg, unii recunosc greșeala. Că e vorba de parcare, de ce spuneam, că e vorba de imobile îngrijite sau orice altceva. Alții, din contră, încerc să fie recalcitranți și își complică situația singur. Ajungând că de la amenda pentru ce a făcut, să ia și pentru jigniri. Mai primim și jigniri și nu puțini. Unii fac direct, alții prin alte metode mai moderne. Aici avem amenziile, la fel, se văd. Ce vedeți, cea mai mare coloană este a lui Balaș. Asta e adevărul, realitatea și este munca lui. Și este cifră reală, nu este absolut deloc ajutat. Probabil muncesc și ceilalți, dar nu dau amenzi ca Balaș. Dar n-am zis că nu muncesc, da. Unii poate merg, el nu vrea să-i convingă, vrea să... Da, rezolvi problema atunci. Nu. Eu am vorbit și am spus de că dacă oamenii își cunosc greșeala, nu mai zic dacă poți să-l și repare, cum ar fi, noi o aruncam. Nu suntem făcuți de izbiri și nici nu vrem să le facem dușmani, mai mult decât avem, în cazul în care facem de izbiri. Așa și cred. Da, și unii nu vor, și comentariul lor împotriva noastră nu face decât să aduncească problema. Și la sfârșit, bineînțeles, este graficul cu încasările, așa cum v-am spus, cifrele le-am pronunțat mai devreme pentru taxa auto și amenzi. Sunt cele două surse spuse. Cele două variante pe care noi le aducem bani la bugetul primăriei. Pentru o săptămână, considerăm că e doar o încasare pe care sprijinim pe cei de la comercial. Am fost foarte scurt. Tocmai ideea în care sunt convins că vor fi discuții pe care și întrebări pe care aștept să vi le spun. Să vi le răspund. Vă rog. Scurt, dacă e ce ai. Mai sunt și alte. Deci câteva întrebări concrete aș dori să adresez. Ne puteți spune câte camere de luat vederi mai sunt funcționale la ora asta în Târgu Mureș? Toate sunt funcționale. Câte? Cele? 38, dacă nu greșesc. Corect. Succes. Cine și unde se monitorizează funcționarea acestor camere? Este o lege numită legea 677. Cine și unde? Celor care nu știu, dați-mi voie să-i explic și celorlalți. Păi eu întreb. Sunt două persoane nominalizate, Balaș și Custar Balu, care sunt acreditați ca date cu operator de atipatie personală. Sunt singurii care au acces. Nimeni ani cineva nu se uită pe aceste camere pentru că nu este permis să se uite fiecare când vrea. Nu, ok, pentru că am trecut săptămâna trecută pe drumul țiganilor și un copil mi-a dat un picior în aripă și mi-a fundat aripa la mașină. Da. Zic, pot să verifici? Cât timp ne existează camera? Nu derulăm... Da, da. Păi asta am întrebat ca cetățenii să știe că se pot adresa compartimentului poliției locale pentru a verifica. Acolo e un traseu foarte complicat și foarte impracticat. Ne-au ajutat mult, mai ales în colaborare cu Poliția Națională, că nu au avut incidente mult mai grave și... Deci asta nu să știe cetățenii că sunt utilizate și sunt funcționale, că e foarte bine, s-au investit mulți bani în camerele lor. Mențiunea că stocarea lor mai mult de 30 zile, sistemul este să știe cetățenii că sunt automat. Da, foarte bine. Deci nu putem lua de o lună, două, trei, cinci în urmă. Bun. O altă problemă. Pășunatul oilor. Da. E corect, s-a dat decizie, s-a dat atenționare la toți,
Dar am văzut că vin oierei cu 300 de oi în fața la cetățenilor pe Brătunești acolo, în fața casei lor, a venit un ursac și a sunat la poliția locală, a venit poliția și l-a atenționat cu el, de ce ți-ai lăsat calul în fața casei. Corect, legea spune nu se lasă niciun fel de animal. Dar ăla vine cu 400 de oi în fața casei lui și ăsta nu-și poate scoate calul din curte. Parcă ce vreau chestie... să spun, ce-a spus mai valabil la orice eveniment, când sunt sesizate încălcări ale legii sau Consiliul Local ale hotărârilor Consiliului, vă rog frumos să anunțați. Dacă colegii mei nu fac ceea ce trebuie, am și un telefon mobil. Corect. Deci sau dacă ei nu au făcut ceea ce trebuie sau nu au venit, nu pot să verific și atunci voi afla. De ce nu au venit? Ce au făcut concret la cazul respectiv? Este corect. Trebuie luat pentru dar că am văzut. Ați, sper că n-ați făcut target la polițiștii locali la un număr de amenzi, să evaluați în funcție de amenzi. Ar fi o nenorocire pentru noi. Nu. Pentru că așa este. Oprirea intensă, dar de la Zanfir la Vale, pe strada Muncii, tot trotuarul ocupat de mașinile țiganilor. Eu i-am nus tot participant la asta este adevărul. Cum plecăm din centru, în 5 minute unii parchează din nou, alții care au fost un deci nu ne-ar interesa numărul de amenzi, ne-ar interesa ca cetățeanul să se simtă în siguranță. Și asta este munca preventivă, nu știți mai mult. Da. Care nu este cuantificat. Sunt acele evenimente care nu au avut datorită activității noastre. Îmi place, domnul Pala, și un tip foarte activ. Așa un polițist extraordinar. Dar oare din cele amenzi, câte le-a dat la țigani? Să știți că și eu, în fiecare bine, fac raportul săptămânal de domnul primar și concret în raportul și cine a luat. Și să știți că nu e împotrivit. E ok, pentru că ce se întâmplă, ce constat eu în calitate de consilier și dumneavoastră, ne sfidează. Acești țigani ne sfidează pe toți cetățenii de Armănești. Din toate punctele. Și pe dumneavoastră. Și Poliția Națională. Nu este ușor să mergem acolo. Știți bine că aici trebuie să intervenim noi. Aici trebuie să intervenim. Adică nu există chestia când avem ce le face. Nu. Au fost cazuri o acțiune din aia, au sunat la aia, au venit poliția, au făcut ceva sau nu, dar poliția dacă vine cu girofarul și cu sirena, au timp să dispară. Și băi, domnule, dar așa vrei să-i prins că-i anunț, nu știu ce înseamnă pe cele tași. Atât de-am cunoscut eu în cunaș și ceva, și cu ei se poate vorbi, dar trebuie să știi să nu încep cu amenință, ei au altă reacție. Sunt șanse, dar e adevărat. Sunt convins că poliția are multe sarcini și are ce face. Dacă se implică corect și sunt permanent între oameni, 10 oameni înseamnă o formațiune destul de numeroasă da, și trebuie să fie eficientă. Pe cifre, pe eficientă. În vedere că nu sunt toți 10 la servici în același timp, sunt câte 2, maxim 4. Că sunt în ori, se lucrează să-mi duminica, știi, pe datul liberei, conform codului. Poate reuși să găsiți, să dăm un anunț în țară, să găsim, să încadrăm un polițist rom, să știe limba lor. Nu, am căutat noi, nu am niciun școală de tot, 10 clase. Da, chiar am căutat, am vrut unul cu liceu să-l luăm din rândul lor. Sau să-l căutăm în alt mediu, în altă localitate. E o discuție care are mai multe lucruri. E ok să le știi limba. Eu aș vrea să fac o precizare, în momentul în care noi scoatem post la concurs, noi trebuie să respectăm legislația. Noi dacă venim și spunem cunoscători de limba X sau Y, defavorizăm pe altul care nu știe, adică avem un polițist care... Nu, dar asta nu trebuie de o primă. Dacă spune limba engleză, da, dar dacă venim să comentăm și să condiționăm cu limba X, romanii sau ce mai e acolo, ANFP-ul cu siguranță ne respinge acel dosar, pentru că condițiile pe care noi le impunem acolo nu sunt egale de cerințele. Ar fi ideal să știe. Deci, sunt lucruri care le putem face și lucruri care, dacă ar ști și limba, ar fi poate mai bun, dar nu. Dar văd că Larghida cere pentru funcționarea de administrație să știi limba umbrea, le cere. Uitați-vă un pic în legislație ca să nu ne pronunțăm de cunoștință de cauză. Ministerul de Interne are regulile lui, Ministerul Administrației Publice prin ANFP, pentru că acești polițiști locali sunt funcționari. Și prin hotărâre Consiliul Local care devine lege, care este subordonat ANFP-ului, domnule. Da,
hotărârea Consiliului Local. Ar fi ideal să știe, dar dacă nu știe, nu înseamnă că nu poți la locul. Aia ce doamnă? Se întâmplă destul de rar să fie cineva care chiar nu știe. Domnule, o populație de 1600. Și apelăm la cineva care ne ajută. S-a întâmplat. Noi, de exemplu, am căutat un mediator sanitar. Și condiția legea spune să aibă liceu. N-am găsit unul. Dar pentru noi e problemă, să fie 600, mi-a să știți foarte bine. Dacă nu luăm nicio măsură de anul ăsta, la anul, să găsim ceva, să-i cunoaște, să-i devenim în el. Dacă mai sunt domnul... Există o contabilizare la câte amenzi s-au pus la mașinile romilor și câte s-au plătit? Există o variantă, v-am spus, dacă stau să adun pe fiecare, dar eu vă garantez că nu facem discriminări, nu știu de ce. Nu, 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 dacă au plătit. Pentru că eu propun altceva. Păi da. Deci, nu știu cum funcționează sistemul de ridicare a mașinilor, blocare ilegală sau blocarea roților, pentru că el la o foaie, la un aparat, la avertisment sau la o amendă, el nu reacționează. Dar dacă tu iei blocat mașina și faci un parc frumos de mașini, întâlnit cu acolo și le blochezi mașinile, bănuiesc o să vină să plătească. Este de acord că această activitate este reglementată prin hotărâri de Consiliu Local. Și inclusiv amenda, inclusiv ridicarea, inclusiv taxa. Da, eu spun 100%. Din punctul meu de vedere, amenda nu e pentru ei, nu pentru unii oameni reprezintă un... Exact. Iar pentru unii oameni nu reprezintă. Și doar să strângem amenzi, dați-mi voie să fac o completare. Să știți că pentru comunitatea romă, să zic, amenzile nu reprezentau o prioritate până cu ceva ani în urmă. Pentru că acele procese verbale, cei de la primărie nu le prindeau în evidența și era o ilegalitate ce făceau. Adică luau amenzi și nu le... Am introdus toate acele amenzi și să știți că acum, și când iau acele ajutoare și ceau ei, li se oprește la fiecare. Și eu am o statistică a mea și am văzut câți bani am încasat pe tema asta. Da. Am și întrebat că există. Cu siguranță. De exemplu, dacă populația de mie română, da, din 100 de amenzi se plătesc 60, da, și la rom din 100 de amenzi se plătesc 10, mie mi se pare că nu... Să știți că procentual... Nu se pare că nu se plătesc 50. Dacă noi plătim 60% din amenzi și plătesc 40, deci vreau să vă spun, da, vreau să vă spun o treabă care nu ține neapărat de raport. Domnul Vespa, tot acolo se ducea... Raportul legat de gradul de încasare, legat concret de amenzile de circulație, să știți că este sensibil apropiat, adică cât încasăm de la... Foarte bine. Dacă noi asta vedeam o soluție, când îl ținem acolo și punem scarte în mașină. Și tot plătea să plătea și pe ea. Domnul Despa, vă rog. Eu aș vrea cât mai scurt, că trebuie să prezint și eu raportul meu de activitate și nu vreau să ne întindem multe trei ori. Dar mi se pare că oferez prezentarea domnului primar. Scurt. Să-mi cer scuze la domnul comandant, pentru că l-am întrebat când își făcea prezentarea. Am rămas efectiv uimit. Că în 2018 nu se știe să se folosească un segelatoriu în Dărbănești. Deci, cum a făcut un domn? Venea dinspre o mașină, o Dacie, venea dinspre poștă, da? Când a ajuns în sensul gerator, a făcut stânga. Ne uitam, eram cu mașina acolo, a făcut stânga. S-a pierdut, nu știu ce s-a întâmplat cu el și a luat-o spre gata. Tocmai asta vreau să vă prezint și eu. Nu știu dacă aș fi să ia stânga sau dreapta, ce-am făcut. Am văzut o mașină pe vreau spre Băturești, n-a făcut sensul, a făcut stânga și a mers mai departe spre primărie. Domnule, cu atât poate să vă dezvoltați că vă cerem mare acusarea și să rezolvați mai problemele cu lor în Dărmănești. Dar nu și eu o propunere. Dacă vă aduceți aminte pe timpul că funcționa acel post de jandarm la Dărmănești, poate mă și eu, dar parcă nu erau alte probleme legate de rog în Dărmănești. Aveau birou sau sediu aici, în centru, iar prezența lor îi disciplina încă mai mult pe acești concetățeni ai noștri. Propunerea mea este să încercăm să ne înființăm acel post de jandarm în Dărmănești. V-ar ajuta și pe dumneavoastră, pentru că sunt convins că sunteți de multe ori neputincioși, nu aveți armament, cadrul legal este cum este,
Vi se spune de, mereu de discriminare și alte minuni? Da, personal am făcut demersuri pentru a reînființa acel pod neșangar. Cred că în perioada următoare nu am promis 100%, pentru că au avut niște probleme înainte de jandarmerie cu restructurări ce au avut ei, realocări de forțe în alte zone. E o mare pierdere și la momentul discuției cu comandantul a spus că nu trebuia pierdut acel pod neșangar. Nu a fost la perioada și trebuia ținut atunci de el. Nu știu care au fost cauzele care au dus la desfințarea postului. Sper că în perioada următoare să putem să facem treaba asta. Vă aduc aminte că am venit la un moment dat cu un proiect de hotărâre și cu o idee de a achiziționa clădirea de la bază, de la Banca Centrală, clădirea aia de birouri, în care funcționa un complex de servicii de genul ăsta, printre care și smurt, și pompieri, și sediu de jandarmi. Era o idee foarte bună pentru că era un complex de servicii care deservea o zonă, o regiune mai, să zic, mai mare. Dacă vom reuși să obținem, pentru că nu ține neapărat de județul Bacău, de conducerea jandarmeriei județului Bacău, ci la nivel de centru trebuie să iau o decizie privind înființarea acestui post. Dar totuși, niște razii, am solicitat să știți că vin. Sunt multe acțiuni pe timpul nopții, care jandarmeriile le facem parteneria cu Poliția Națională. M-am întâlnit cu dumneavoastră în Dărmănești de mai multe ori, deci sunt deci eu văd țiganii de supraze ziua, nu da. Și eu aș vrea să îl invităm pe domnul comandant într-o ședință viitoare să ne prezinte o situație cu antul, mă refer, Poliției Naționale legat de fenomenul ăsta al romilor. O să vedem dacă este o explozie, dacă chiar așa sunt la nivel de Poliție Națională înregistrate la Dărmănești niște cazuri deosebite sau media se păstrează. Și într-o ședință următoare cu siguranță. Totul primar, dumneavoastră, da. Fiind în funcția pe care o aveți, este firesc ca acești romi, m-a făcut doamna ochiță atent să am auzit exprimare, să nu vă șicaneze. Pe mine personal. Că eu sunt cel mai șicanat, pentru că în fiecare zi mă gândesc. Nu, mă refer la comportamentul lor. Și la comportamentul lor. Fiecare zi vin oamenii și îmi spun, domnule, am făcut ce au făcut ei, în fiecare zi vin cu fel de probleme, în fiecare zi lucrăm cu ei la turul social, fiecare zi, da? Și credeți-mă că sunt poate unul dintre cei mai șicanați, cred că ați zis, de problema asta, dar încercăm cu tot ce avem la dispoziție, cu Poliția Locală, cu Consiliul, cu Poliția Națională și așa mai departe, să-i ducem pe calea cea bună. Cu ocupările abuzive și vreau să credeți că foarte mult, la mulți am dărâmat acele construcții legale, gata și ce am făcut pe acolo și sunt prezenți mereu la noi și mereu insistă să le dăm posibilitatea să se extindă. Unii dintre ei au înțeles și am făcut acele contracte de închiriere terenul și vin și splătesc. Foarte, pentru mine a fost un test să văd dacă le-am făcut contract de închiriere pe o bucată de pământ, să văd dacă vin și își achită acea chirie cât au ei acolo și își plătesc chiria respectivă. Deci, facem demersurile toate care stau în putere, în așa fel încât comunitatea de români și nu numai să se simtă în siguranță în orașul ăsta. Un lucru constatat de mine, cei care s-au mutat în zona centrului, cei care au casă spre Foștea, mi se pare că s-au integrat cât de cât între noi. Problema? Da. Doamne ferește, nu cumva să credeți că mai cer să se integreze chiar peste tot. Doamne, da, eu am, nu vreau să mă polizez, vorbesc scurt. La capitolul grafic, Poliția Locală stă foarte bine. Deci, ca prezentare, e o prezentare frumoasă. Stă mai bine ca și până înainte. Nu, deci stă foarte bine. Dar eu merg în fiecare zi prin Dărmănești, sau dacă nu chiar în fiecare zi, la două zile. Și vreau să vă spun că am zis că avem un compartiment siguranță publică, da? Da, ordine și siguranță. Tot din ei de acolo sunt împărțiți. Vreau să vă spun că spre sfârșitul anului 2017, începutul anului 2018, unii cetățeni, nu spun câți români, câți români, circulă după mașini cu atelaje, cu materiale lemnoase. Mulți copii ies de la școală, merg pe drum. Așa le face căruța aia în spate. Nu știu ce măsuri ați luat cu ăștia în perioada asta, pentru că sunt, au și populația în Dărmărești m-a întrebat, unii dintre oameni, doamne, ei cum au voie să circule? Noi nu avem voie să circule. Ne-am găsit pe noi cu trei lemne,
I-a pus amendă, ne-a confiscat limbul. Romii ăștia cum circulă? De ce atâta vreau să-mi răspundeți? Pe linia transportului de lemn sau atelajul? Deci atelaj legat cu mașină, deci nu e... Toți circulăm, cred că și dumneavoastră i-ați văzut. Cred că i-ați văzut și dumneavoastră, nu numai noi. Așa cum am spus, ca și atribuții, normal nu avem voie să ne oprim pentru așa ceva. Deci dacă acea persoană ne contestă în instanță, noi am pierdut. Dacă e o mașină deci, și cu 6 litri de lemn scos în afară, cu creier scos în afară, de exact. Cu colabă, nu e un putem opri și schema Poliția Națională, ia ceva, ca să le ia acasă. Dar ca să luăm măsuri, nu am. Nu, așa este, nu au comandat. De ce am ascultat să iei venit? Era cu lemnul afințat pe mașină, dar nu se dea, putea să mă acățe. Dar dați-mi cum la Poliție, frate, să iei măsuri. De ea v-a dat la plecare. Tot ce putem face să oprim și să chemăm colegii noștri. Dar altceva nu putem face, inclusiv pe furt. Vă rog foarte mult. Dacă permiteți, dacă nu mai sunt întrebări, nu am fost foarte repede. Lăsați să mă întrebați pe mine după, ca să termin, să cam și o multe de vreze. Chiar dacă vreau să le nu mă rog. Mai bun. Am propus de 3 ore camerei la cămin. Rezultatul și-a văzut. Și o spart cămin, da? Ce rog, puneți camerele acolo mai ales în spate, unde în spate intră. Alta, închideți curtea unde intră acolo, da? La pază la din și acolo, pentru că ei pe acolo circulă și prin spate se joacă și spart, vor face mult mai mult de data la intrarea în școală altul intră. Și cu viteza și cu ceva mai spus eu de trecere pe beton, cred că ședem și dumneavoastră luați măsuri acolo. Se întâmplă iar în loc, la ce plec acolo și timpul în centrul bursat. Ca orice sistem este perfectibil și vreau să luați în calcul, vă rog, faptul că atunci când am intrat în februarie, anul trecut, acestor 10 polițiști tocmai se luase în urmă de cramă, care reprezenta, matematic vorbind, 2,5 din salariu. Deci ei de la un salariu de 2500, aproximativ 2600 de lei în mână, au ajuns la 1500-1600 net. Bani care iau și acum. Iar eu am venit exact în momentul în care acești bani, eu vreau să vă explic, nu vreau să recunșez nimic, ca să înțelegeți și alt unghi al activității. Și în momentul în care eu am rămas pe o sumă importantă, 1000 de lei, cred că nimeni de aici n-ar refuza-o, legal, bineînțeles. Eu am venit și am impus să ne facem treaba, mai bine, nu că nu și-aș fi făcut-o până atunci. Și chipuiți-vă cum e să faci mai mult cu mai puțin. Deci moralul lor și implicarea, vă dați seama că nu are cum să fie la un nivel foarte mare, e la un nivel bun, în creștere. Dar ca să fie performanțe mai mari, probabil ar trebui să ne gândim dacă pot obține și niciun lucrător bun, niciun sistem nu va sta unde iau bani puțin, va pleca unde este mai bine. Și aici va veni doar unul care ori nu are altă șansă, ori atâta poate. Dar randamentul nostru putem compara cu altea care ia mult mai mult. Că până la urmă, salariul este definitor. Asta am vrut să menționez. Și menționez încă o dată, mă repet, n-am nici pe departe pretenția că am făcut performanțe. Doar că am crescut un pic. Împreună cu cei 10, nu eu. Eu nici pe departe. Au înțeles, am încercat să le spun ce știu eu din alte părți, poate alții nu le-au explicat sau nu știu, n-au vrut. Dovadă sunt aceste grade. Dar, repet, nici pe departe nu suntem la un nivel de foarte bine, poate nici de bine. Suntem într-o evoluție care sper să-și păstreze ritmul. Vă mulțumesc dacă mai aveți întrebări. Da, mulțumesc. Am să vă rog, mulțumesc că o să te retrage, am să vă rog să fiți atenți câteva minute. Voi încerca să prezint în sinteză raportul de activitate al primarului pentru anul 2017. Ce prezint eu aici este onorific raportul de activitate al primarului, practic este raportul de activitate al aparatului de specialitate și a întregii echipe pe care noi avem aici. Nu este munca mea sau numai munca mea. Poate că aici se regăsesc
viziunile pe care eu, în calitate de primar și împreună cu domnul viceprimar și cu ceilalți colegi, le avem vis-a-vis de dezvoltarea orașului. Aici se găsesc solicitările cetățenilor legat de cum văd dumneavoastră dezvoltarea orașului și împreună cu dumneavoastră, cu Consiliul Local, cu hotărârile pe care le-am dat, am reușit să, anul trecut, să ne atingem o parte din obiectivele pe care le-am stabilit și veți avea o sinteză a activității. Raportul este mult mai lung, mult mai detaliat. Am încercat să, da, să fac o sinteză. Are vreo 80 de pagini în sinteză. În cuvântul pe care l-am adresat la început de prezentarea raportului, spun că nu este doar meritul meu, ci a întregii echipe, așa cum am precizat. Și pe parcursul întregului an ne-am desfășurat activitatea ținând cont de nevoile comunității locale și de interesul superior al cetățeanului. Ce și-a dorit cetățeanul, deci ne-a invitat aceste direcții după nevoile cetățenilor. Astfel am ascultat propuneri, inițiative, critici și aprecieri. Eu chiar sunt un om care atunci când apar critici țin cont de ele, pentru că cred că felul ăsta ne putem îndrepta. Și am încercat să integrăm cât mai multe din aceste critici și aprecieri în proiectele orașului. Datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor o imagine generală, deci o imagine generală a activității noastre din anul trecut, cât și asupra modului eficient în care au fost rezolvate problemele. Am să merg mai departe și voi pleca de la prezentarea unei organigrame, să vedeți cum suntem noi structurați și fiecare dintre noi ce are în subordine, ce are primarul în subordine, ce are viceprimarul în subordine, ce are doamna secretar. Și în felul ăsta vedem și cei din subordinea celor trei menționați cum și-au făcut datoria. Avem aici și o sinteză în cuprins cu serviciul economic, cu serviciul urbanism, ca și structură. Deci noi suntem organizați pe servicii, birouri, compartimente. Da? Serviciile sunt serviciul economic, serviciul de urbanism. Avem serviciul poliție locală, care tocmai a prezentat raportul de activitate. Avem serviciul public comunitar local de intenția persoanelor și avem serviciul administrarea domeniului public și privat. Deci aceste cinci structuri sunt serviciile pe care le avem. În subordinea lor avem un birou de asistență socială și mai multe compartimente. Compartimentele sunt subordonate serviciilor. Sigur că nu voi menționa aici șefii de servicii și așa mai departe. Am să vă spun că organigrama orașului Tărmănești, primărie, a fost reorganizată, reașezată prin hotărârea numărul 8 din 30 ianuarie 2017. De ce am făcut treaba asta? Pentru că, făcând o analiză a felului cum aparatul de specialitate era distribuit la nivel de primărie, am constatat că erau anumite servicii, birouri, compartimente care nu erau eficiente sau care nu existau deloc. Și, da, vedeți aici că am prezentat, primarul are în subordine cabinetul primarului, serviciul economic, urbanismul, amenajarea teritoriului, investițiile, da, care sunt toate prinse sub cupola arhitectului șef, compartimentul de proiecte, strategii, dezvoltare, avem poliția locală, subordinea, protecția civilă, serviciul voluntar pentru situații de urgență, managementul sistemelor integrate și de mediu, deci cei ce țin de partea de mediu, auditul și compartimentul comercial. Consiliul local, dumneavoastră, aveți în subordine serviciul de evidență informatizată a persoanei. Deci tot ce ține de partea de buletine, naștere și așa mai departe, acel serviciu este în subordinea Consiliului Local, așa prevede legea. Viceprimarul are în subordine domeniul public, tot ce înseamnă cei de la garaj și așa mai departe, compartimentul cultural, Centrul Național de Informare Turistică, biroul de activități autofinanțate, compartimentul ecaresaj, iluminatul public, biroul de transport de servire, toate mașinile pe care le avem noi acolo și administrativul și aprovizionarea. Doamna secretar are asistența socială, compartimentul juridic, resursele umane, registru agricol și compartimentul relații publice și documente și arhiv. Așa sunt structurate, sigur că toate
problemele și de la serviciile și birourile care sunt în subordinea domnului viceprimar și cele de la secretar ajung până la urmă la primar și aici se iau deciziile vis-a-vis de acțiunile pe care le facem în continuare. Sigur că n-am să intru pe fiecare serviciu în parte, pentru că va fi mult de povestit. Vă spun de serviciul economic. Am amintit mai devreme că în organigrama din ianuarie 2017 a venit și a schimbat un pic viziunea vis-a-vis de această împărțeală a oamenilor pe servicii. Unii dintre noastre atunci ați fost reactivi și ați votat împotrivă. În cadrul serviciului economic am înființat trei compartimente și avem compartimentul buget, contabilitate, compartimentul venituri și compartimentul executări silite. Nu exista la acel moment compartimentul de executări silite. Sigur că înființând odată înființate aceste compartimente, ar trebui să luăm și oameni și să-i dăm pe fiecare compartiment. Vorbeați mai devreme de felul în care se încasează acele amenzi și nu numai impozite și taxe. Fără un compartiment de executări silite, nu putem să le ducem la bun sfârșit acest capitol destul de important de încasare a sumelor pe care le avem față de cetățeni. Pe 2017 am să intru foarte, foarte pe scurt în buget. Vedeți, veniturile au fost 19.560.000 lei, cheltuieli 21.000, am acoperit din deficitul anilor anterior, 1.600 și ceva de RON. Pe parcursul anului 2017 am avut 6 hotărâri de Consiliu care au rectificat bugetul. Toate aceste 6 hotărâri de Consiliu au avut rectificări pozitive. Asta datorită faptului că deja au început să se vadă efectele acelui compartiment de executări silite. Da? Și de fiecare dată, noi în bugetul inițial am prevăzut niște sume că vom încasa la, nu știu, de exemplu la amenzi, am depășit acele sume și sigur trebuia să facem rectificare de buget ca să le putem folosi. Deci 6 hotărâri de Consiliu au vizat rectificări pozitive de buget. Vreau să vă spun că în alte, și nu este laudă, este rezultatul muncii tuturor, în alte autorități publice locale din țară, din județul Bacău, au avut două rectificări de buget, dar negative. Adică nu au reușit să-și încaseze acele sume și au făcut rectificări negative în așa fel încât se poată să-și închidă conturile. Aici fiecare șef de serviciu și-a prezentat propriul raport. Doamna contabil șef vorbește de felul cum administrează conturile. N-am să intru în detaliu, cum întocmește zilnic documentele, plățile și așa mai departe. Vreau să vă spun că legat de partea de și de partea de contabilitate am avut anul trecut un audit extern, Curtea de Conturi. În mare nu au fost identificate probleme majore care să pună în dezechilibru sau să creeze un dezechilibru vis-a-vis de funcționarea instituției. Au fost mici corecții pe aici, pe acolo, unele corecții fie datorită faptului că n-am știut poate să aplicăm foarte clar legile și hotărârile de Consiliu. De exemplu, este cazul acelei taxe pe căruță. Din punctul nostru de vedere, nu trebuie plătită. Curtea de Conturi a venit și a spus că trebuie plătită taxa pe căruță. E o întreagă dezbatere. Sunt contestații făcute de unele primării. Nu noi. Au pierdut primările pe unde au contestat. Am avut o discuție recent cu cineva de la Ministerul de Finanțe și ne-a confirmat că acea taxă nu trebuie plătită. Da? Aici aveți veniturile la bugetul local și spuneam mai devreme că acel sigur compartiment de executări silite a făcut treabă și vedeți că la veniturile, total venituri, am încasat în anul 2017 103,43%, iar când vorbim de venituri proprii, avem 107,56%. Da? Deci, iată, acele rectificări pe care eu am spus că au fost pozitive, confirmă procentele, 107%. Sigur că, dacă vorbim de sumele încasate, să nu înțelegeți că toți banii din taxe și impozite pe care aveau oamenii de plătit în 2017 și în 2017 am încasat. Și noi am încasat și din rămășiță. Deci în 2017 a fost plătit o parte și au plătit dările care aveau ei, dar am încasat din rămășițele anilor anterior, tocmai prin acel mecanism de recuperare a sumelor din impozite și taxe. N-am să intru în detalii.
doar dacă am să văd aici amenzi, că e foarte important dacă vedem amenzile, da? Concesiuni, de exemplu, mă uit aici la alte impozite și taxe, am avut 163% grad în casare. La venituri din concesiuni 166%. Asta înseamnă că am avut concesiuni multe care nu erau, nu se mai știa de ele. Omul stăpânea acel teren și nu avea nimeni nicio treabă cu el. Da, important era să văd și amenzile. Venituri din amenzi 207,15%, da? Deci, iată că dacă nu am fi pus accent pe recuperarea acestor sume și spuneam mai devreme că și comunitatea de romă se supune acelorași reguli ca toți ceilalți, deci dacă am avut la începutul anului 2017 prognozat 2.290.000 de încasat din amenzi, s-au încasat 474, însemnând 207%. Avem aici în grafic o evoluție a bugetului. Avem total venituri cu albastru și cu movaliul ăla, veniturile proprii. Ce înseamnă asta? Că veniturile noastre proprii sunt mici. Dacă noi nu am primit acele sume, cote defalcate și ce primim noi de la Ministerul de Finanțe, practic nu am putea supraviețui ca localitate. Ținta noastră este să creștem aceste venituri proprii și veniturile proprii pot crește prin crearea de plus valoare de noi locuri de muncă și așa mai departe. Sunt orașele și comunitățile dezvoltate au veniturile proprii foarte sus. Foarte sus. Și sigur că dacă legislația nu ar veni să completeze, legislația națională nu ar veni să completeze aceste venituri, vorbesc de cele cu bleu din graficul din spate, nu am avea cum să supraviețuim ca și comunitate. Veniturile noastre, repet, sunt foarte mici comparativ cu suprafața orașului și cu nevoile pe care cetățenii le așteaptă de la noi. Ne uităm la autofinanțate, venituri din autofinanțate care sunt efectiv treaba noastră. Autofinanțate înseamnă pădure, pășune, târgu săptămânal și am avut grad de încasare 121,81%. Venituri din utilizarea pășunilor 113,27%. Iar venituri din prestări servicii, vorbim de încasările pe care le facem noi în târg, 142%. Adică noi ne-am propus 236.000 să încasăm în cursul unui an și am încasat 335. De unde rezultă suma asta? 142%. Din faptul că am făcut, pe de o parte, acele modernizări ale târgului și știți ce am făcut noi acolo, și pe de altă parte, un bun control. Să știți că anul trecut n-a crescut taxa de târg, a rămas tot 11 lei cât era și înainte. Și faptul că ne-am organizat mai bine, faptul că am ținut foarte clar situația și evidența celor care vin acolo, faptul că fiecare om comerciant care a venit în târgul săptămânal și a plătit fiecare loc. Înainte plăteau un loc și ocupau 3 sau 4 locuri. Se vede o creștere consistentă, 142%. Și vedeți și în grafic, dacă înainte vorbeam la primul grafic că zona cu bleu este mult deasupra la veniturile totale, uitați, pe autofinanțate s-a inversat situația și avem activitatea noastră este clar, se vede mult mai eficientă. Sper și îmi propun ca în 2018, dacă reușim să modernizăm și partea de târg care ține de oborul săptămânal și atunci că am început să facem acolo niște lucrări, partea de agricol, ce mai avem noi acolo, vânzări, diverse grăunțe și ce mai avem acolo, cu siguranță aici trebuie să regăsească o creștere. Și aceste grafice, chiar dacă poate pentru unii nu reprezintă mult, pentru mine sunt modul după care mă ghidez și pot să-mi eficientizez modelul de gândire, să-mi stabilez niște ținte la începutul anului și să pot să-mi le ating la sfârșitul anului. Deci pentru mine sunt foarte semnificative. Sigur că tot legat de acest târg, care este o sursă consistentă de venit pentru noi, am făcut și acele parcări. Eu vin și spun că intenția este să creștem suprafața de expunere. Toți comercianții care vin vor, dacă se poate, chiar în buricul târgului, în centru târgului, acolo, fie să-și expună flori și ați văzut că pe acel trotuar, joia, acel trotuar care ține de parcarea nouă, joia se expun flori. Și avem solicitări în continuare ca să cumva să creștem suprafața de expunere pe zona fostei căi ferate.
Contul de execuție din bugetul local, sigur că e foarte important acest cont de execuție a cheltuielilor. Spuneam mai devreme că una din ținte a fost să creștem veniturile. Dar ce este foarte important este să scădem cheltuielile, pentru că poți produce oricât. Dacă nu oprești și nu eficientizezi cheltuielile, cheltuielile pe care le ai la administrația locală, niciodată nu o să ai bani. Și dacă ne uităm în contul de execuție, vedeți planul anual estimat, da? Bugetul anual estimat și, de exemplu, total avem 22.313, iar plăți efectuate 19.551. Ce înseamnă asta? Că am făcut toate lucrările pe care le-am propus cu o cheltuire mai mică a banului public. Adică ne-am dus și am făcut licitații publice. Și la licitațiile publice, dacă noi, după ce am făcut sondajul de piață, am ajuns la concluzia că un bun sau un serviciu costă o anumită sumă, da? Ne-am bugetat-o acolo, dar la licitație am reușit să obținem un cost mai mic. Și în felul ăsta ne-am atins, spun obiectivele, cu un cost mai mic. Și se vede foarte clar, da? De exemplu, la, nu știu, alte servicii generale, nu știu, sau ce acolo, alte autorități publice și acțiuni externe. Noi am prognozat 2379, am cheltuit 2073. N-am să merg pe toate astea, dar vedeți că dacă reducem, eficientizăm cheltuielile, reușim să rămânem cu bani pe care ne ducem și investim pe alte domenii. Aici, în grafic, avem bugetul și plățile. Da? Deci, cu bleu avem bugetul, cât ne-am propus noi la începutul anului să cheltuim pentru, nu știu, de exemplu, podul de la izvorul Negru. Noi am prevăzut acolo parcă 80.000, am cheltuit 75.000. Un exemplu, da? Iar cu cealaltă culoare avem efectiv cât am cheltuit pentru fiecare obiectiv. Nu înseamnă aici că nu am renunțat la obiective, să nu credeți că am făcut economie, că am renunțat la niște obiective. Nu, toate obiectivele mi le-am împins, dar costurile au fost mai mici. Contul de execuție, cheltuieli pe autofinanțate, la fel. E aceeași poveste, am urmărit ca să cheltuim cât mai puțin, dar să ne atingem obiectivele și raportul între preț, calitate, să fie cât mai bun. De exemplu, mai știu, aveam undeva la târg, total secțiuni dezvoltare, da? Îs prinse toate, deci toate în graficul respectiv. Principalele obiective de investiții realizate în 2017. Ce ne-am propus în lista de investiții ne-am atins. De exemplu, am spus că aveam acele autovehicule vehicule utilitare în leasing, ne le-am achitat. Am avut un obiectiv la școala 1 de rom, o construcție anexă, gar și ce am făcut noi acolo. Sunt prinse aici. Am spus că vom cumpăra baza sportivă. Am cumpărat-o. Am amenajat un parc în cartierul Lapoș. Am pus atunci 45.000, am consumat mai puțin. Amenajarea centru civic. Spunea cineva că nu știu câte auzisem niște povești din astea, că nu știu câte miliarde s-au cheltuit. La centru civic a fost 1.335.000 de lei cu tot cu TVA, exact ce ați aprobat din asta. Suntem încadrați acolo, încă a rămas ceva mai puțin. Știu că nu s-a toată suma. Amenajarea peisagistică de la Liceul Tehnologic, ce am făcut noi acolo, în față. Extindere rețea de iluminat public la Dărmăneasca. De exemplu, aici erau prevăzute 360.036.000, în urma licitației s-a cheltuit 29.290.000. Și s-au pus toate lăpile, tot ce a fost acolo. La reabilitare infrastructură, apă și ce avem noi stație de epurare, sunt doar 71.000 cheltuiți, nu ține de noi, constructorul merge și noi doar raportăm suma. Anul trecut trebuia să cheltuiască o sumă mai mare, nu au fost în stare, au rămas în excedent. Am avut o achiziție Dacia Docker, da? Am achitat-o integral, am luat-o un an de zile la Rabla, am dat o altă mașină, la sfârșitul anului a fost achitată integral. La cartierul Brătulești am avut acolo asfaltare, drum, amenajare, rigole. Mai era un rest de plată 759, s-a închis cu 588. La izvorul Negru, caz concret. Deci noi am avut alocat acolo 100, adică 1.100.000 și s-au cheltuit 72.000 de lei. Deci aproape 280 de milioane economie. La asfaltare, la strada Barajului, 300.000. Am reușit să o scoatem cu 299.000,
dar cred că nu mai prindem oferte din asta, pentru că ăla a ieșit cu siguranță în pierdere la, la drumul ăla. Mi-a și spus, domnule, nu mai licitez așa ceva, pentru că a fost drumul foarte spart, dalele alea mari, sparte, terminate și foarte... De exemplu, avem reparații la capitale la punta de la Labuș. Am avut 85.000, am cheltuit 82.000. Reparații la drumuri, studii și proiecte. Am avut 467, am reușit în urma licitațiilor 255. La Târgu Săptămânal am bugetat noi acolo 650.000, am cheltuit 190.000. Sigur că nu am făcut aici toate lucrările, parcare și așa mai departe, am revenit mai departe. Bun. Iar intrăm în obiectiv la venituri, la compartimentul venituri, ce și-a propus, eu aș zice să merg mai departe, pentru că sunt multe de văzut. Am să vă povestesc doar de faptul că au fost înregistrate în cursul anului 2017 3.606 procese verbale de amendă. Adică într-un an de zile, la Dărmănești sunt date cam, nu pe noi, ci oamenii iau 3.600 de amenzi din toată țara asta, de unde se duc ei, de la poliție, de la drumul, de unde iau ei. 3.600 de procese. Toate aceste procese verbale ajung la noi și trebuie cineva să le proceseze. Valoarea debiturilor fiind, plus rămășiță, fiind de 24 de miliarde de lei. Deci aceste amenzi, câte 24 de miliarde de lei vechi, adică 2.400.000 de lei. Sigur că până la sfârșitul anului 2017 au fost încasați 474.000 de lei din suma respectivă. La data de, și foarte important, 31.12.2017, ce aveam noi de încasat la primărie? Noi aveam de încasat 66 de miliarde de lei. 6.653.000, din care 56 de miliarde sunt de la persoane fizice. Vorbesc de miliarde, poate mai ușor de vorbit. Deci 5.666.000 de lei avem de încasat de la persoanele fizice și aproape 10 miliarde de la firme. Acum, la persoanele fizice... Cu venitul de la amenzi? Da, cu tot, pe total. Deci vorbesc de 1.500.000 de euro pe care ar trebui, dacă i-am încasat, sigur că am putea să facem tot felul de lucrări. O parte din aceste sume se vor încasa. O parte nu. De exemplu, la firme, 986, sunt multe firme care s-au dus în insolvență, nu mai avem ce să le luăm. Dacă, de, concret, rafineria Dărmănești, da? Este în insolvență, pe unde este ea, avem de încasat de acolo cu 6 miliarde, ajung la masa credală, se vând bunurile, primim și noi, dacă primim 5.000, 6.000 de lei. Mare lucru, nu mai avem ce recupera de acolo. Terenul. Deci toate sunt la lichidator, se vând, dar nu vindem noi. Vinde lichidatorul și din ce încasează ne dă și 19 la bani și pe unde mai au ei. În evidența fiscală sunt prinse la momentul ăsta 9.325 de roluri, din care 8.681 de roluri persoane fizice și 644 de roluri persoane juridice. La cele 8.600 de roluri persoane fizice, să știți că nu suntem atât de mulți, dar sunt oameni care au 2-3 case și ei apar ca rol individual. Deci sunt persoane care au mai multe proprietăți și apar aici la roluri persoane fizice. Sigur că avem un comparativ încasări 2016, încasări 2017, da? Este o creștere, dacă în 2016 am avut 1.820, acum avem 2.099. În 2017, compartimentul ăsta de executări silite a făcut foarte multă activitate legată de recuperarea celor sume. Să știți că sumele erau mult mai mari. Acum mai avem 66 de miliarde. Avem mult mai mult. Acolo am avea nevoie de a întări cumva acel compartiment. Sunt trei oameni. Fiecare, unul dintre ei acum este cu probleme de sănătate. Își mai au concedii, își mai au ce își mai au ei. Și sigur că acolo nu este chiar așa de am putea să întărim și cred eu că am mai putea încasa niște bani. Au fost emise în anul 2017 un număr de 5.344 de titluri executorii și somații. Deci ca să putem să recuperăm din sumele alea 60 ceva de miliarde, peste 5.344 de somații și titluri executorii. Valoarea lor a fost 10.107.000. Deci cu ani cumulați, 10 milioane înseamnă 100 de miliarde. Deci 100, cele 5.344 de titluri totalizează 100
peste 100 de miliarde de lei vechi. Suma încasată a fost 10 miliarde, adică noi avem un target, domnule, am sumat măcar 10% să pot să recuperez din sumă. Și avem defalcat acolo persoane fizice, persoane juridice. Vedeți încasările, cu albastru avem 2016, cu verde avem, cu roșu ăla, mov ăla ce acolo, 2017. În 2017 încasările au fost mai mari decât în 2017, datorită faptului că ne-am mobilizat mai bine. Sigur că aici contracte și așa mai departe, n-am să vorbesc despre ele. Am trecut la serviciul urbanism și amenajarea teritoriului. Tot ce am povestit până acum este serviciul economic. Aici avem un arhitect și un compartiment de urbanism, ce avem acolo, investiții, cadastru, documentie. Foarte pe scurt o să încep să vă spun și aici că e foarte mult de vorbit. În 2017 au fost emise 157 de certificate de urbanism, 109 autorizații de construire sau de desființare. Avem autorizații de construire, certificate de urbanism și așa mai departe, detaliază pe fiecare domn arhitect șef unde face. Ce bani am încasat noi pe acest serviciu? Pentru 2017, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire au însumat peste 400 de milioane de lei, 40.942. Au fost făcute controle, activități de controle a serviciului de urbanism cu, în paralel cu serviciul poliție locală sau singuri. Avem 18 procese verbale, note de control privind ocuparea abuzivă sau nerespectarea disciplinii în construcții. Desființare pe calea administrativă a gardurilor și anexelor rezultate și realizate pe domeniul public. Deci 18 procese verbale de desființare și vorbeam mai devreme că mare parte din aceste procese verbale se regăsesc în Comunitatea de Rom. Am desființat garduri, construcții anexe pentru că erau marea lor majoritate s-au extins ilegal acolo. Am avut intrări în legalitate, cum spuneam, o parte dintre ei care au casele de mai mulți ani construite acolo și nu vorbesc doar de rom, vorbesc și de români. Nu plăteam nimic la primărie, deși era terenul nostru și am gândit o procedură de intrare în legalitate. Am avut 28 de recepții la terminarea lucrărilor. Lucrările pe care noi le-am avut pe aici au avut, sigur, s-au finalizat cu recepții la terminarea lucrărilor. 17 certificare de edificare a construcțiilor în vederea intabulării, 11 certificate de nomenclatură stradală, 49 de autorizații branșamente electrice. Deci asta înseamnă că sunt doritori care își construiesc case, ce fac ei, și vedeți, 49 au solicitat autorizații de racordare. 33 de acorduri intervenții pentru situații de lucrări pe domeniul public. Este un lucru foarte interesant, pentru că înainte nimeni pe domeniul public nu venea să ceară nimic de la primărie, niciun fel de acord. Se ducea fie ăla de la gaze, fie ăla de la electrică, fie cine mai de la apă și făcea câte o groapă prin stradă sau pe unde și nu trăgea nimeni de mânică. Acum sunt obligați să vină și să ia acel acord și să plătească pentru intervenție și au obligația de a reface cel care a intervenit acolo, strada sau ce au avut ei. Deci 33 de acorduri de intervenție. Sigur că am să încerc să mai trec peste o parte din ele. Am avut discuții, corespondențe cu ministere, cu ANCV. V-ați pe site, domnul Costel. Vor fi și pe site, dar este munca echipei și trebuie să o prezint. Da? Deci vă rog, eu mai aveți răbdare că este munca de peste un an și vor fi puse și pe site. La investiții vorbește domnul arhitect șef aici de asfaltarea peste 55 km pe drum, 1 pe stradă, 1,2 strada Chimie, 1,1 pe uzine și tabere, 2,1 pe Valea Uzului finanțat prin PNDL, reabilitarea străzilor din centrul civic, ce am avut noi aici, Victoriei și Muncii. Vorbim de trei poduri care au fost reabilitate anul trecut și în cartierul Sălătuc, podul la Bratu, da? Podul peste Pârâul Chitici, în aval de domnul consilier Balaș și podul de la Pârâul Boiști. Aceste poduri de ani mulți n-au mai fost, nu s-a mai făcut o revizie la ele, vedeți, cu oameni din, de la domeniul public, da? Deci nu am făcut cu alte
firme, ci noi am reparat cu oamenii de la primărie aceste poduri, care acum cel puțin arată altfel. Avem aici refacerea rigurilor de pe strada Chimiei. Practic, acolo erau niște șanțuri de pământ. Au fost doar în 2017 făcut aproximativ 400 de metri liniar de rigolă betonată în Poiană și aproximativ 1900 de metri liniar în cartierul Brătuiești, legat de proiectul cu PNGB-ul, inclusiv căile de acces, podețele la aceste proprietăți. Aici avem din cartierul Poiană, vedeți acele rigole betonate, ce am făcut noi acolo. Da? Vorbesc din bugetul local. V-am amintit de târgul săptămânal, peste 9000 de metri pătrați au fost refăcuți prin acel tratament bituminos, marcat și așa mai departe, și ați văzut imediat încasările, am reușit să creștem cu 200% încasările în 2017, comparativ cu 2016. În luna iulie 2017 au fost asfaltate și străzile din zona parcului de la Chimiei de acolo. Sunt niște poze din perioada respectivă. Aici avem asfaltarea drumului de sub baraj. Scrie aici colegul meu că timp de mai bine de 40 de ani nu s-a intervenit la acel drum. A fost vorba de 1,1 km de drum din economii. Ați văzut că acolo la cheltuieli noi am obținut niște prețuri mai bune decât ne-am prognozat și ne-au rămas bani și am făcut și acest 1,1 km de drum asfaltat acolo. Aveți niște poze cu amenajarea centrului civic Dărmănești, etapa a doua, cu acele pavele, și vreau să vă spun că am ținut în mod deosebit la calitatea lucrărilor și a materialelor. Sunt doar pavele de cea mai bună calitate, să zic așa. Nu ne-am ieftinit să luăm pavele de nu știu care, am luat firmele cele mai bune la acest moment în România, ca să poată să țină mulți ani de aici încolo. Vedeți în imagini și acel parc care a fost amenajat în spatele blocurilor. Știți foarte bine că nu aveam un parc în Bermănești. Am pus și niște locuri de joacă, pozele sunt înainte de a monta acele locuri de joacă, da? Avem niște imagini de la podul Izvorul Negru, da? În cartierul Sălătruc. De ani de zile era podul, stătea într-o rână și era vai de capul lui. Astea sunt poze din timpul lucrărilor. S-a decopertat toate grinzile. În poza din stânga avem grinzile, cum au fost decopertate, luate, dat deoparte, s-au făcut subțiviri și ce s-a făcut acolo. În așa fel, a crescut suprafața de preluare cu peste 50% a albiei. Ce am mai făcut noi aici la Izvorul Negru? Am făcut amonte și aval, regularizare. Știți, în 2016 a fost acea vintură, era stricat tot pe acolo. În amonte am făcut, am pus noi niște ziduri de sprijin acolo și anul ăsta vreau să continuăm cu un rând de gabioane, vreo 200 de metri amonte de pod. Sigur că aici avem o imagine de la puntea de la Dărmăneasca la Poș, care face legătura în spate acolo la Șoimu. Puntea a fost luată în urma inundațiilor din 2016 și soluția tehnică pe care am propus-o noi este mult, mult îmbunătățită comparativ cu ce a fost. S-a forat în albia trotușului 7-8 metri, acolo este o stâncă, este o scoică și tot ce încercam noi să facem, apa venea și răsturna lua de acolo. S-a forat cu o foreză specială, 7-8 metri, au venit niște picioare dintr-o singură bucată, niște țevi serioase. Cel puțin de aici încolo ar trebui ca această punte să nu mai aibă probleme. Spuneam că în decembrie 2017 tot pe investiții suntem, am cumpărat baza sportivă, sigur, cu acordul dumneavoastră și cu participarea directă a unor dintre dumneavoastră în comisiile de licitații. Aici avem o poză cu echipa de fotbal pe care o avem noi și pe care propun pe unul dumneavoastră să o sprijinim, să poată să, eu știu, desfășoare acolo activitate sportivă. Sigur că eu mi-am propus ca să dezvoltăm sportul de masă și vom avea în perioada următoare și alte activități acolo, nu ne oprim doar la echipa sportivă. În perioada, în această perioadă, știți că am început lucrări de investiții la terenul de sport. În primul rând defrișăm și
mi-am propus o săptămână să terminăm de defrișat toți fiumii din jurul gardului și n-am reușit. Două săptămâni abia acum am reușit să tăiem iejare ce acolo în ultimii 10-15 ani am mai terminat. Au crescut copaci de 15, 20, 25 în diametru. Am reușit să terminăm tot acolo. Sigur, se lucrează. Eu îmi propun undeva august să-i dăm o formă cât de cât la terenul ăla de sport. Spuneam că au fost create două locuri de joacă pentru copii și două parcuri, unul aici în spate și unul în cartierul Lapoș. N-am uitat nici de eroii noștri și în cursul anului 2017 am reabilitat două monumente și este vorba de monumentele din fața liceului și mă refer la monumentul eroului din Revoluție din 1989 și pe care l-am refăcut, dar monumentul eroilor din 1916 practic a fost complet schimbat, da? Și aveți aici poze cu monumentele. Am înființat un monument nou în cartierul Lapoș, da? Nu era acolo monument și am zis că dacă facem un parc și ideea cu acest parc a luat naștere la solicitarea unor tineri din cartier de acolo care au copilași și au zis, domne, n-avem unde să ne ducem. Rezulta un material de canalizare ce am făcut noi pe acolo. L-am depozitat într-un loc care, în care se aruncau gunoaie și am reușit să creăm o platformă de vreo 1000 și ceva de metri pătrați. Am făcut acel parc și am făcut un moment al eroilor neamului, căzuți în primul, al doilea război mondial, la solicitarea unei bătrânului din sat care a spus că neamurile ei au murit pe front și nu s-au mai întors niciodată și nu știu unde ar aprinde și au lumânare. Și am creat acest moment și la rugămințile ei. Am obținut marca înregistrată, fabricată în Dărmănești, la OSIM. Știți că a fost un proiect de hotărâre pe care l-ați aprobat, inițiat de fostul nostru coleg Marius Diaconescu, care vine să sprijine cumva cetățenii care vor să dezvolte ceva în Dărmănești și firmele, în așa fel încât noi să Consiliul Local să le putem face promovare și așa mai departe gratuit celor care fac ceva la Dărmănești. De-aia am și spus noi, fabricat în Dărmănești. Am făcut extinderea rețelelor de iluminat public și aici aveți câteva poze. În anul 2017 am cumpărat peste 250 de corpuri de iluminat noi. Și avem extinderea de pe calea Trotușului, acolo în zona Mirea, lămpile noi. Și lămpile noi pe care le-am cumpărat, am schimbat strada Victoriei, strada Muncii integral, ne-am dus prin fața gării și am intrat pe strada Energiei până undeva partea de sus, da? La preteaua cu strada Rafineriei. În acest an continuăm, am mai cumpărat deja 350 de lămpi noi, le avem deja achiziționate, le-am și achitat și cred eu de la sfârșitul săptămânii vom începe montarea a încă 350 de lămpi noi. Asta înseamnă că dacă le ducem undeva la 600 de lămpi noi la Dărmănești, ar trebui să nu mai fie atâtea probleme. Sunt lămpi cu LED, lămpi performante, iar cele pe care le dăm jos, o parte care pot fi reparate, pot fi montate pe străzile de durabile. Am să vă spun că am făcut extinderi de rețea de apă potabilă și aici avem câteva zone și am să vă spun de... Am făcut și extinderi de apă și am făcut și reabilitări. De exemplu, în iarna 2016, 26 de străzi, pe 26 de străzi a înghețat apă. Vorbesc de cartierul Triaș, de Joseni, la Brătulești, pe străduțele adiacente Energiei. Deci, faptul că atunci când s-a făcut sistemul de alimentare cu apă, nu s-au respectat anumite condiții și conductele au fost puse aproape de suprafață, 2016 fiind, n-a fost foarte frig, a fost o perioadă de câteva zile mai frig, a înghețat apa și oamenii au rămas fără. Aici avem poze din, cred că din Triaș sunt, când am, efectiv, am săpat șanț din nou și am coborât la sub cota de îngheț și sigur că am introdus rețea nouă de apă. Anul trecut, deci am intervenit cu în mai multe zone și la Sălătruc am făcut extinderi de apă și pe zona Chitici și în Brătulești și am făcut niște bucle care înghețau triajul și așa mai departe.
Aici aveți o poză cu cartierul Brătulești, asfaltul care a fost făcut prin PNDL. Din coace aveți izvorul negru, cum au venit acele și am pus acele plăci și urmează să facem gabionarea. Aici avem corpul de clădire de la anexa de la școala de rom, pentru că, spuneam, a crescut foarte mult numărul lor acolo și decizia noastră a fost să creăm niște condiții în șapră, în așa fel încât copiii să meargă la școală acolo și nu să-i externalizăm pe la alte școli. Aici aveți gardul, nu aveam gard de delimitare a proprietății și era acolo un dute vino, fiecare se ducea și făcea ce voia. Avem gardul făcut de jur împrejur. Sigur că unii dintre dumneavoastră mi-a spus atunci că cu siguranță se va sparge, se va distruge. În jurul școlii avem un sistem de monitorizare foarte bine pus la punct și va explica colegul de la poliția locală. Au încercat și unii dintre ei s-au dus și au făcut niște, au tras de gard pe acolo. Imediat am pus mâna pe ei și părinții plătesc și deja văd că nu mai sunt probleme. Aici avem o imagine de la Consiliul Județean când a fost aprobată finanțarea pentru asfaltarea drumului DJ-123 de la motel spre coada lancului. A fost un moment important pentru comunitatea noastră și faptul că Consiliul Județean a avut în vedere acest drum. E un lucru foarte bun. Avem cadastru și topografie. Știți că în 2016, în 2017, o atenție deosebită a fost îndreptată spre cadastrarea gratuită a localității. Avem programul național de cadastrare și carte funciară. Noi am fost printre primele localități din județul Bacău care am semnat aceste contracte. În 2016 avem peste... Au fost cadastrate 412 hectare de teren, însemnând peste 1400 de cadastre făcute la cetățeni. Terenul extravilan, deci vorbim de cetățeni. Uitați că am și dat aici. În 2017 au mai fost făcute încă 1316 imobile, însemnând alte 400 și ceva de hectare. Deci, în total, avem aproape 3000 de cadastrări făcute gratuit. El a semnat contractul în 2018 cu OCPI-ul. În perioada anului 2018 ne propunem încă 1500 de terenuri să fie. Și să vedem zonele unde atacăm, trebuie să terminăm extravilanul și să venim spre intravilan. La achiziții publice, spuneam mai devreme că tot ce a fost de achiziții publice a fost făcut doar în sistemul electronic de achiziții publice. Nu mai avem la Dărmănești contracte cheiate sau nu știu cum, ci în sistemul de achiziții publice, în așa fel încât legea să fie respectată. Văd că a scris colegul meu, a fost derulat un număr de 265 de achiziții publice prin intermediul catalogului SEAP, suma totală fiind 19 miliarde, din care 189 de achiziții de bunuri, valoarea lor 278.000, 20 de achiziții de lucrări, valoarea 866 și 56 de achiziții servicii. Sigur că multe detalii le veți găsi acolo. La proiecte, strategii și dezvoltare. Sigur că aici una din ținte a fost să facem acele sau cât mai multe proiecte în așa fel încât să aducem bani de la Uniunea Europeană în comunitatea noastră. Pentru că ați văzut mai devreme, bugetul local este mic și nu avem de unde să acoperim nevoile. Și spun aici, în 2017 am închis proiectul cu drumul de la Brătulești. Valoarea lui a fost 2.400.000 de lei. 133 a fost finanțat din bugetul local. Și aici o să vă, pe scurt așa, o să vă spun niște proiecte care sunt în diverse faze acum de evaluare, da? Și avem creșterea eficienței la Cămin Cultural Lapoș, valoare 992.000 de lei. Creșterea eficienței la școala Lapoș, vedeți, 1.000.000 de lei pe care astăzi dumneavoastră nu l-ați aprobat. Creșterea eficienței energetice la pavilionul interne, corp C5. Este vorba de acel corp de clădire în care își desfășoară activitățile
cele două doctorițe, 12 miliarde proiect depus pe POR, amenajare, spațiu verde tip scoar, încă 13 miliarde, vorbeam noi de un parc aici lângă primărie, înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în Dărmănești, acel corp central al spitalului de la fostul spital de la rafinărie de acolo, valoarea 27 de miliarde, proiectul este într-o fază foarte avansată și cred că în perioada următoare vom semna contractul de finanțare. Modernizare străzii în Dărmănești este un proiect mare pe care l-am depus de 32 de milioane și care nu a intrat la finanțare prin PNDL, dar este în așteptare. Cred că îl vom redepune pe POR. Lucrări de construire a infrastructurii la Părâul Dărmăneasca, 7 miliarde. Au venit săptămâna trecută vizita în teren, așteptăm să semnăm contractul de finanțare. Creșterea unui, crearea unui spațiu optim de învățat la Liceul Tehnologic Dărmănești. Știți că a fost un proiect pentru Liceul din Dărmănești, 24 de milioane de lei. Nu a fost aprobat, este la fel în așteptare. Modernizarea sistemului de iluminat public. Am depus un dosar de 21 de miliarde în proiect să modernizăm sistemul de iluminat și avem și niște extinderi. Și una din extinderi este la Păgubeni, sus pe deal, acolo cred că o vom face anul ăsta din bugetul local pentru că proiectul mai întârzie. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Dărmănești, 20 de miliarde. Contractul este semnat, proiectarea este finalizată săptămâna viitoare, cred că ne-o predă și vom face licitație pentru execuția lucrărilor. Modernizarea drumurilor de interes local, strada Livezi și strada Lacoș, 54 de miliarde, este contractul semnat. Suntem în licitație publică pentru proiectare și execuție. Da? O parte din proiecte, mai avem proiecte care sunt în diverse faze, care nu au fost puse aici, cadastră și așa mai departe. Activități, nu o să vorbesc despre asta cu ce au făcut ei, da? Deci doar l-am enumerat, aici le găsiți proiectele detaliate și așa mai departe. Vreau să mergem un pic mai departe. Ăsta este corpul central al clădirii de la fostul spital, în care vom face un centru de zi pentru bătrâni. Străzile. Da. Serviciul Poliției Locale, cu acceptul dumneavoastră, trece peste el, că a fost prezentat de colegul meu și ce v-a spus el acolo, ar trebui o parte din aceste prezentări să le repet eu, da? Mergem mai departe un pic. Compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Aici vreau doar câteva precizări să vă spun. Am lucrat în serviciul ăsta cu 6 angajați, avem 37 de voluntari. Da? Aș vrea să văd undeva, e foarte important ăsta, în cursul anului 2017, în raza de competență a serviciului voluntar, au avut loc un număr de 60 de evenimente, din care 26 de intervenții la incendii. Deci ca să aveți o dimensiune a incendiilor din Dărmănești, 26 de incendii la locuințe, la bunuri ale oamenilor, 10 arderi de miriști și 16 evenimente de altă natură. Da? O să vedeți dumneavoastră, am avut 5 exerciții de alarmare la nivelul operatorilor economici, am avut exerciții de alarmare de la nivel de județ, o întreagă muncă, serviciul merge destul de bine, nu avem probleme. Managementul sistemului integrat și de mediu, aici este munca doamnei Selena Special, vedeți aici câte vizite în teren și a domnului viceprimar, vizite în teren, controle, gardă de mediu și așa mai departe, activitățile pe care le-am desfăcut, contractele pe care le avem, procese verbale de constatare. Și spunea colegul meu de la poliție că s-au dat acele amenzi, sigur că sunt în paralel și cei de la mediu și cei de la poliție. Auditul intern, până anul trecut noi am avut un auditor care făcea și el ce putea, de la începutul anului, sau nu, de la jumătatea anului avem un auditor nou și a luat foarte serios munca în mâine, așa să zic, s-au schimbat lucrurile. Deja au fost audiate structurile din subordinea primăriei și mă refer aici la Liceul Tehnologic, școli, ce mai avem noi aici. La momentul ăsta se desfășoară audit, s-a încheiat auditul pe impozite și taxe, auditul intern vorbesc pe impozite și taxe, am găsit și acolo o grămadă de probleme. Intenția noastră este să le îndreptăm și să le putem pune pe culoarul cel bun. La acest moment, auditorul desfășoară activități de audit la registrul agricol. Suntem în
parte de, de prin proces de, de evaluare acum. Anul trecut au fost stabilite normele privind exercitarea activităților de audit intern, procedură operațională, o grămadă de treabă care ține de noi, cartea auditului, lucruri pe care înainte nici nu se știa de așa ceva, erau obligatorii să le facem și nimeni nu știa nimic, habar n-avea. Sigur că acum sunt prins, avem un plan de audit intern aprobat. Mergem mai departe, n-am să vă spun prea multe aici, compartimentul comercial. Aici tot Selena se ocupă de treaba asta și este în subordinea domnului viceprimar, cu câte autorizații, câte firme, câte au plătit, câte n-au plătit, de ce n-au plătit, da? Câte înștiințări au fost emise, 245 de înștiințări agenților economici, controle și așa mai departe. Deci au fost 68 de acțiuni de control pe linie de autorizare și de valorificare a produselor în diverse magazine. Avem, la un moment dat, plângeri de la cetățeni legate de produse expirate și așa mai departe. Dar am să trec și peste asta. Serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. Aici, acest serviciu, spuneam că este în subordinea directă a Consiliului Local. Aici avem o oglindă clară, cât s-au născut, câte buletine s-au făcut, cât s-au plecat dintre noi. Și am să văd un pic aici, au fost primite, în vederea eliberării actelor de identitate și aplicarea listelor de reședință, au fost în cursul anului trecut 1656 de cereri. Deci ca să aveți o dimensiune, cam 1000 și ceva de oameni și-au schimbat buletinul anul trecut. Mulți dintre ei sunt și cei din comunitatea romă, pentru că aveau buletine expirate ce aveau. Am încercat să intrăm în legalitate cu ei ca să putem să echilibrăm un pic situația. Este o cifră aici, nu știu dacă, cred că e 164 de naștere, 164 de decese. Nu știu dacă o fi chiar așa bună. Unul la unul, dar nu respectăm. Unul la unul, da. Unul la unul, da. 164-150 s-a țăgat. Deci, de exemplu, uitați, aici am o situație centralizatoare. În 2000, deci în 2017 au fost făcute 1464 de buletine noi. Multe, multe, pentru că, vă spun, erau foarte mulți care aveau buletine expirate și români și de altă, așa, care aveau datorii la noi și care spunea, domnule, nu pot să-mi schimb buletinul pentru că nu am achitat datoriile, am venit, am făcut tot felul de înțelegeri cu ei, acele angajamente de plată, bine, domnule, dă-ți ceva, dar intră în legalitate, cum poți să rămâi? Acești oameni, practic, sunt invizibili. Atâta timp când nu ai buletin valabil, ești un om invizibil, nu poți să faci absolut nimic. Așa, deci, mergem mai departe. Serviciu administrarea domeniului public și privat la garaj, acolo avem 18 muncitori care efectiv fac activități de muncă. De exemplu, uitați, în anul 2017 au fost achiziționate 3100 de tone de sorb, 16,32, iar în valoare de 62.000 de lei, iar 524 tone de sorb, piatră 8,16 lei. La fel, achiziția, aici avem un tabel cu străzile pe care străzi am intervenit în 2017 cu piatră spartă, le veți găsi lungime de stradă și așa mai departe. Mergem mai departe, decolmatări cursul de apă. În 2017 am intrat pe pârâul și Indrilie și pe pârâul Valea Grea. Anul ăsta ne-am propus să intrăm pe alte cursuri de pârâu, de apă, în așa fel încât să putem să echilibrăm un pic. Rețeaua de preluare a apelor pluviale, ce am vorbit noi de acele rigole betonate. Aici n-am să mai intru din nou balastere, aveți detaliat absolut tot. Toate astea vor fi în site-ul primăriei, da? Centrul Național de Informare Turistică. Dacă am prezentat parte din aceste lucrări, aș vrea să vorbim un pic și despre cealaltă parte culturală a orașului, pentru că și Centrul Național de Informare Turistică a avut rolul lui. A fost organizat balul mărțișorului, da? Cu tot ce înseamnă, cu liceenii, cu tinerii din Dermănești. Am avut pe 25 mai, ziua Eroilor Neamului, o festivitate cu invitați la nivel central. A fost prezent prefectul județului Bacău.
Da? În luna aprilie a fost organizat un concert pascal, un curs spre înviere, cei care vor să aminte, o treabă cu o biserică. În luna iunie, cu ocazia zilei copilului, a fost organizat din nou activitate liber la mișcare și vedeți aici cu câți copii în centrul din fața primăriei, câți copii au venit și au avut diverse activități. De asemenea, în parteneriat cu parohia Voiștea, a avut loc școala de vară Îngeri de Pace. După aceea, în luna august, a participat la tabără de vară Vestitorii Ortodoxiei la Poalele Nemirei. Multe, multe activități. Deschiderea noului an școlar la Liceul Tehnologic din Dărmănești, a fost prezent ministrul Viorel Ilie. În septembrie 2017 a avut loc vizita în al preasfințitului Ioachim Băcăoanu la Dărmănești, la Biserica Părintelui Prepeliță. Aici, iar cu această ocazie, tinerii din Dărmănești care au terminat cu 10 anul anterior au primit din partea Consiliului Local o sumă de bani, dacă v-aș să aminte, și o diplomă, da? Am avut zilele orașului Dărmănești și o să trec peste ele mai ușor. Am avut ceremonii de premiere a 32 de cupluri din orașul Dărmănești care au făcut 50 de ani de la căsătorie. Am avut acea ședință festivă a Consiliului Local, de care sper că vă amintiți. Am avut cu acel prilej, am decernat distinția de cetățean, de onoarea cetățean a orașului Dărmănești, domnul profesor Alexa Vasile, este primul cetățean de onoare făcut în orașul nostru. Pe 22 septembrie a avut loc ședința festivă de semnare a acordului de înfrățire cu Vulcăneștiul, cu orașul Vulcănești și, de asemenea, cu încă o comună din Preșeni, Comuna Preșeni din Republica Moldova, deci orașul Vulcănești și Comuna Preșeni. Aici avem imagini cu cei doi primari când însemnau acordul de înfrățire. Am avut în luna octombrie balul bobocilor și așa mai departe. În 19 octombrie a avut loc sfințirea monumentului voilor căzuți în primul război mondial. Deci pe 19 octombrie deja făcusem acest monument a eroilor din Tenerii, l-am refăcut. Aveți acolo în imaginea din stânga o poză cu unul din cei doi veterani pe care îi aveam, domnul Nicoi, Dumnezeu să-l ierte, trăiam cartierul Iași, a murit și dumneavoastră, a murit și celălalt din Voiștea. Noi le-am decernat atunci o diplomă și le-am dat fiecăruia câte 10 milioane. Dumnezeu să-l odihnească. La acest moment, din cunoștințele mele, nu mai avem niciun veteran de război din al doilea război mondial. De 1 decembrie am avut activități organizate la monument. Aici aveți niște imagini cu sfințirea monumentului din cartierul Lapoș și a parcului care a fost făcut acolo. Am avut de Crăciun, noapte de Crăciun, Corala Armonia în biserica părintelui Buguș. Alexandre. Așa, vedeți ce frumos a fost acolo, concertul de colinde. Sigur că activități strict de Crăciun și ce am avut noi în această da, perioadă, cu Moș Crăciun, cu tot felul de activități. Am avut anul de la Dărmănești organizat în fața primăriei, cu tot ce înseamnă. Ursul de la Dărmănești l-am ridicat la nivel de, să zic eu, documentație pentru a putea intra în patrimoniul UNESCO. O să vedeți în perioada următoare un filmuleț, cred că săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, am avut un parteneriat cu Antena 3, din care a rezultat un film cu tradiția ursului de la Dărmănești, foarte interesant și veți vedea acolo discuții, documentar. E un film foarte frumos, participă și discută direct cei care organizează ceata de urs, cetele de urs, cum se fac noi și așa mai departe. Acest film este sponsorizat, nu am cheltuit niciun bani noi, va fi trimis la UNESCO și vedeți că în acel film veți vedea și responsabila pe România care răspunde de UNESCO. Aici iar se vorbește despre compartimentul de piață, cum ce-am făcut noi, de unde am făcut, da?
De exemplu, sumele încasate în târgul săptămânal au fost de 166.000 de lei, în creștere cu 33% față de 2016, da? Avem încasările din Bogor, din piață, vedeți creșterile, la fel avem pădure, pășune, ce s-a făcut pe acest, pe această proprietate, ce este foarte important. În 2017, activitatea esențială și de maximă importanță a fost începerea domnirii amenajamentului silvic. Știți că noi nu mai avem amenajament silvic. Am făcut acel amenajament pe suprafețele de fond forestier. Am făcut cadastrarea întregii suprafețe de pădure a Dărmăneștiului. Nu aveam așa ceva. Sigur, regulamente, ce am mai dat noi acolo. Pe 85% din suprafețele de pășuni din afara fundului forestier au fost făcute lucrări de întreținere de către cei care au în concesiune terenurile, da? Birourile transport de servire parc auto, vedeți aici, veți avea acele consumuri de carburant raportate unde eficiență, absolut tot. GPS-urile sunt montate pe fiecare mașină și ne spun în orice moment unde sunt aceste utilaje. Am să trec peste ele. Secretarul orașului Dărmănești, am intrat deja în plenar cu domnul viceprimar, am intrat în activitatea doamnei secretar. Dumnezeu ține partea de avizare pentru legalitatea dispozițiilor primarului și a hotărârii de Consiliul Local. Aș vrea să mă duc la sinteza activității. Au fost emise și transmise instituției prefectului în 2017 864 de dispoziții. Și au fost date 172 de hotărâri. Știți ce înseamnă asta? O medie de 13-14 hotărâri pe ședința de Consiliu. Comparativ cu alți ani, și n-am să vă dau un an, anume, în alți ani aveam cam 50 de hotărâri. N-am putut ajuns să vedem ca unde. Cam asta era. Deci au fost cam 50 de hotărâri și acum sunt 172. Este o creștere, asta înseamnă că sunt, râde domnul Despa, dar nu e de râs. Domnule, activitatea... Nu, eu vă spun niște lucruri. Mă gândesc la tine, dar uitați-vă așa. Am râs da, ok. 172 de votări înseamnă că Consiliul Local este preocupat de activitatea și de dezvoltarea comunității. Ce este foarte important și spune doamna secretar, niciuna din aceste dispoziții și niciuna din aceste hotărâri n-a fost contestată, n-a fost întoarsă înapoi ca fiind nelegală. Da? Deci asta înseamnă că partea asta de juridic și-a făcut treaba, deși nu e singura. Avem două posturi acolo de vacante, din lipsă de bani. Suntem alături de da. Sunt... foarte multe detalii legate de activitatea doamnei secretar, cu acceptul dumneavoastră, dacă îmi permiteți, trec mai repede peste ele, că nu aș vrea să plictisesc. Asistența socială, vedeți aici, o să mă duc și aici la partea de sinteză, să zic. Dosare active, vorbind de venitul minim garantat, în 2017 au fost 306 dosare de ajutor social. Dosare noi, din cele 306 au fost 49, dosare încetate 37, dosare modificate 47, suspendate 31, dosare reluate 34. Ce înseamnă asta? Am auzit diverse povești că chiar dacă nu vin oamenii beneficiari la muncă, noi le ținem în continuare dosarele active. Să știți că în fiecare lună se face o balanță. Cei care nu și-au făcut zilele de muncă, li se suspendă dosarele. De exemplu, în luna trecută am avut 60 de dosare suspendate. Da? Și unele sunt anulate. Dacă nu vine 2-3 luni, la revedere. Se suspendă, după care se încetează. Veți vedea aici tot felul de ajutoare. Uitați, ajutor de lemne, 305 dosare, ce înseamnă ca sumă, ajutor de mormântare, și așa mai departe. Ajutoare de urgență, 29 de beneficiari. Ajutoare de urgență prin hotărârile de Consiliu și avem una de 4.000, una de 2.000 de anul trecut. Aici, tot pe partea de asistență socială, știți că în 2017 a ars o casă la Sălătuc. Noi am zis proiectul Casa de Paște, împreună cu ajutorul umanitar al comunității, cu oamenii de bine, cu cei care au donat, am reușit în 3 săptămâni să facem o casă de la zero pentru acei oameni care au rămas în urma incendiului fără casă. Mai jos aveți și n-am să dau numele, lemnul care l-au primit cei care au avut incendii.
opresc dacă, dacă v-am plictisit. Aveți la fel date legate de tot ce ține de anchete sociale, de vizitele în teren, de așa mai departe. Aici aveți și o sinteză pe anul 2017, câte persoane cu handicap, câți avem dosare, absolut tot. Alocații... Da? Nu le cunoașteți, nu le cunoașteți, de asta vi le spun. Da? Dacă le-ați cunoaște, nu vi le mai spuneam. Resurse umane. Și asta e foarte important, compartimentul de resurse umane. Ce a făcut? Aș vrea să vă spun un lucru important, la sfârșit, cred, să vedeți câte posturi sunt ocupate. Da? Uitați. Deci, trebuie să avem undeva... Deci, aici, în tabelul ăsta, dacă vă uitați, deci noi avem la momentul ăsta 82 de posturi ocupate din 118, da? Deci cu tot, cu poliție, cu cine Dumnezeu suntem noi, deci avem 82 de posturi umplate din 118. Și veți vedea acolo că, dacă vă uitați în tabelul de mai sus, sunt numărul de posturi în stânga și în partea dreaptă sunt numărul de posturi ocupate. Deci să vă uitați că munca asta, primăria, trebuie făcută de 180 de oameni. Noi facem cu 82 de oameni și mai spunea colegul dinainte că nici salariile nu sunt mari, foarte mari, în așa fel încât să-i motiveze. Dar mergem înainte. Aveți compartimentul registru agricol, veți vedea și acolo o grămadă de date. Spuneam că registrul agricol cuprinde 5610 poziții, din care 5100 pentru gospodării și 467 poziții de rol pentru persoanele cu domiciliu în alte localități. În 2017 s-au efectuat 1120 de operațiuni privind modificarea registrului agricol. Adică un volum mare de muncă. Da? Au fost emise, așa estimativ, să, ca idee să aveți, să aveți în vedere, 10253 de adeverințe de rol. Deci peste 10.000 de revenințe de rol au fost semnate în, de mine și făcute de colegii mei. Mergem mai departe. Relații publice, documente, arhivă. Aici vin cetățenii, cer diverse documente din arhivă și așa mai departe. O să închid imediat și vizite de lucru, pentru că orașul Bermănești nu este un oraș închis, este un oraș deschis. Și trebuie să ne deschidem comunităților, să vedem ce e bun la alte comunități, ce putem aduce ca plus valoare în localitatea noastră. În iunie a fost la Bermănești o delegație de specialiști europeni în economia circulară. Să știți că e foarte important că o delegație de la Comunitatea Europeană, de la Comisia Europeană, specialiștii în economia circulară s-au deplasat la Bermănești, au văzut despre ce e vorba și în perioada următoare veți vedea niște investiții care se fac pe baza vizitei lor. Au fost prezent și reprezentanții ADR Nord-Est, este finanțatorul, precum și primari din Italia. Deci au venit aia din Torino pentru că la ei aceste concepte ale economiei circulare se aplică de câțiva ani buni. Și au venit și ne-au spus cam cum au făcut ei, în așa fel încât să putem și noi să aplicăm la așa ceva. Am fost în 2017 în vizită de lucru la Parlamentul European. Acolo a fost, ținta a fost atragerea de fonduri europene și sigur că după acea vizită au rezultat și niște proiecte care vi le-am amintit mai devreme. Acolo am avut întâlniri cu europarlamentari, ambasadorul României la NATO și a fost o discuție foarte aplicată legată de niște proiecte din Bermănești, cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Român, precum și specialiști din cadrul Comisiei Europene. În martie 2007 a luat naștere la Bermănești Asociația de Dezvoltare a Turismului Monpesa. Aici s-a născut la Bermănești acea asociație care la momentul ăsta numără 9 localități din jurul nostru și care are drept scop promovarea turismului. În aprilie 2017, Asociația Orașilor din România a decernat o diplomă de merit la care nu o să mă refer. Pe 4 iulie 2017 am participat la o vizită de lucru la Ambasada Israelului din România. Doamna ambasadoră, excelența sa, Tamar Samak, m-a invitat acolo tot pe niște proiecte și au testat foarte, foarte bine zona și am și spus tema principală a discuțiilor a fost atragerea de investiții din Israel în orașul Bermănești. Crearea de noi locuri de muncă
și valorificarea resurselor locale. Aici avem o poză cu sediul ambasadei Israelului din România, cu prezența ambasadoarei și a consulului economic, a atașatului economic a Israelului în România. Pe 26 august... Dar acum să puteți să supraveghe. Pe 26 august a avut loc la Biserica Catolică din Dărmănești sărbătoarea Sfântului Mir. Acolo a fost prezent excelența sa Aurel care episcopul auxiliar de Iași. Da? În 22 septembrie am spus cetățeanul de onoare al Dărmăneștului. Da? Aici, în perioada 13-15 octombrie, am efectuat împreună cu o delegație formată din membri ai Consiliului Local o vizită în orașul Vulcănești. Vă amintiți cei care au fost prezenți acolo, ne-am dus în vizită la prietenii noștri. Da? Acolo am avut întâlniri cu... Permanent am avut, sau personal am avut întâlniri cu viceconsulul României la Kabul acolo, cu ambasadorul Turciei, adică am punctat și niște întâlniri care vin să aducă plus valoare comunității. Nu mă duc doar să mă plimb acolo și să vin și să pun niște poze. Deci viceconsulul României la Kabul, ambasadorul Turciei, Republica Moldova, precum și cu delegații din Bulgaria și Belorusia. În noiembrie am amintit că a fost semnat acel contract cu drumul județean și este important pentru comunitatea noastră. În decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru blocuri. Da? Aici avem poze de la vizita directorului general al ADN Nord-Est, Vasilea Sandei. Da? După aia, în decembrie 2017, localitatea noastră a fost vizitată de un grup de oameni de afaceri din Turcia. După întâlnirea cu ambasadorul Turciei din Republica Moldova. S-a pus și cei care au fost acolo, știți, l-am cunoscut pe unul din turcii influenți, pe Ayaz, da? Ayaz Doru, știi, da? Este unul din oamenii influenți în politica din Turcia. Dornici de a investi într-un abator. Sunt demersuri făcute, se lucrează la proiectare, sper ca în perioada următoare la Dărmănești să fie construit un abator care se adresează de la Abjud și până la Ghimeș, până la limita cu județul Harghita și care va avea două linii de prelucrare, una de oi și una de vaci. Tot aici, acești oameni de afaceri care au venit la noi, au venit și cu niște jurnaliști și am promovat obiceiurile de la Dărmănești. Aici este un ziar, da? Unul din ziarele naționale la nivelul Turciei, în care sunt promovate obiceiurile. Vedeți ursul de la Dărmănești, nu știu dacă veți intra, dacă se vede acolo, da? Spune aici că România, ei tradus spun cam așa, în România am găsit la Dărmănești un obicei al nostru. A rămas și un pic surprins și după care au spus că da, la Turci, de când Dumnezeu e poporul ăsta, ei îmbrăcau pieile de urși și nu știu ce făceau. Ei mai urși, au venit din stepele alea, de unde au fi venit ei. Ei susțin. Și ei și spun că au fost acele obicei. Spuneam mai devreme cu baza ce am cumpărat, sănătate, culte, să știți că pe partea de culte n-am venit să dezvolt aici foarte mult. Am sprijinit cultele, bisericile din Dărmănești și vreau să amintesc doar una, care a fost sprijinită cu o sumă mai consistentă. E vorba de Biserica de la Păgubeni. Este o biserică nouă în construcție și comunitatea de la Păgubeni nu are puterea financiară să o susțină singur, să susțin aceste investiții. De exemplu, am avut o discuție cu părintele ce nevoie ar fi acolo. Se lucrează la pictură și anul trecut am plătit parte din pictură și anul ăsta vom continua pentru că nu au de ce să plătească pictura și am plătit tot restul de mobilier, tot ce era acolo, strane și așa ceva, ce mai avea acolo, toate sunt achitate, o parte din strane au și fost montate, o parte sunt în așteptare, ca ordine de mărime, nu știu dacă e bine să vă spun, dacă nu este, e o chestie, doar pe partea de mobilier au fost dați 50.000 de lei.
Anul ăsta avem pe 29 octombrie sfințirea bisericii de la Boiștea, Părintelui Preveliță, și sigur că va trebui, am avut deja o discuție cu Părintele, va trebui să ne... Părintele Preveliță, Biserica Nouă, 29 octombrie, și am avut deja o discuție cu Părintele să vedem ce nevoi, ce urgențe, cum putem noi ajuta, așa fel încât la nivel de sfințire, o grămadă de oameni în localitatea noastră să fim la înălțime. Nu mai știu dacă mai e ceva aici. Deocamdată, atât în raport, îl dezgăsi acest raport pe site-ul primăriei. Două lucruri vreau să vă mai prezint foarte scurt, foarte scurt, după care la diverse. Am avut o solicitare din partea domnului Despa legat de o situație comparativă a cheltuielilor făcute cu paza pășunii, paza pădurii în 2016, când era ocolul silvic de stat, și cheltuielile care le-am avut în 2017, când a fost contractul dat la ocolul silvic Lini. Înainte de a vedea și aveți sumele acolo, vreau să fac precizarea următoare. Legislația privind achizițiile publice ne obligă să facem aceste contracte în fiecare an. Nu avem voie să prelungim prin act adițional mai mult de 6 luni un contract. Contractul semnat de Primăria Dărmănești pentru paza pădurii cu ocolul silvic Dărmănești era din anul 2013. În 2013 era tot în fiecare an se făcea act adițional, act adițional prelungere, ceea ce era contrar legislației în vigoare. În 2016, la sfârșitul anului, ne-am închis cu acel act adițional care era valabil până la 31 decembrie 2016, era semnat încă de domnul Balaș, și am organizat licitație, așa cum prevede legea. La licitație nu s-a prezentat ocolul silvic de stat, nu știu de ce. Pe SEAP, așa se fac licitațiile pe SEAP. Și nu știu de ce ocolul silvic de stat nu s-a prezentat, s-a prezentat doar ocolul silvic celălalt. Sigur că suma pe care au ofertat-o cei de la ocolul silvic privat a fost mult mai mică decât ce plătisem noi cu un an înainte. În anul 2017, la sfârșitul anului, sigur că am făcut din nou licitație, tot în SEAP, din nou, acum s-a înscris și ocolul silvic de stat și ocolul silvic celălalt, la fel, suma la ocolul silvic de stat a fost mai mare și au câștigat ceilalți. Haideți să vedem ce înseamnă mai mare, ce înseamnă mai mică. De exemplu, în anul 2016, da, suma totală, plată, bază, activități de, eu știu, marca, ce am mai făcut noi la ocolul silvic de stat, a fost de 1.321.000. Deci, 132.193. Vorbesc de 2016, 1 ianuarie, 31 decembrie, da? În anul 2017, suma pe care am plătit-o noi total la ocolul silvic Lignum a fost de 79.778 lei. Aveți cele două grafice. Dacă și activitate. Deci aceeași fază. Da, aceeași fază. Da. Ca și activitate de marcare. Domnule, tot pe acolo. Pe acolo e o chestie, da? Domnule, eu vă spun total ce am plătit, atenție. Deci, vreau să fiu bineînțeles. Toate sumele pe care le-a plătit Primăria Dărmănești în 2017 la ocolul silvic Lignum, totalizează 79.778. Toate sumele. Bază plus ce Dumnezeu a mai făcut noi acolo. Da? Este o situație comparativă acolo, dar ce este foarte interesant să vă spun aici, prejudicii fond forestier în perioada 2016-2017. Nu știu dacă am și o hârtie. Deci, în 2016, adică atunci când avea ocolul silvic de stat paza pădurilor, s-a făcut verificările care s-au făcut în teren și s-a constatat niște prejudicii care
prejudiciile din fondul forestier totalizează 7.613 lei, iar din afara fondului forestier 6.548, deci vreo 100 și ceva de milioane s-a găsit lemn furat din pădurea pe care o păzea ocolul silvic de stat. Acum s-au justificat, aceste sume s-au încasat, domnii de la ocolul silvic știu mai bine ce s-a întâmplat acolo, n-am să intru în detalii, nu mă interesează, noi ne-am recuperat acest bani de la pădurea, sunt niște lucruri care sunt un pic, să zic, la zona gri, într-o singură zi sunt tăiate nu știu câte procese verbale, ca și cum, pe persoane fizice, ca și cum, o 25 de oameni din Dărmăne s-au dus cu căruțile la Nemira și au tăiat 25, 30, 50 de arbori, nu știu, nu mai știu cât, oricum, în aceeași zi au tăiat toate procesele verbale, în aceeași zi Ocolul Silvic a găsit pe băieții respectiv, ăia și-au plătit datorile. Vreau să văd și am cerut să văd care sunt prejudiciile în 2017 la Lignum. Da. La momentul ăsta la Lignum nu avem niciun fel de prejudiciu. A fost două cioate ceva în valoare de vreo subțiri 200 de lei sau pe care le-a și recuperat. Deci, ca să fim corecți, eu v-am pus și prejudiciile și sumele. Deci dacă în 2016 am plătit 1.320.000 pază și cu toate serviciile, în 2017 am plătit 797 de milioane la Lignum, toate paza plus toate serviciile. Deci este o economie de vreo 500 de milioane. Acum, nu neg, s-ar putea, de exemplu, acum am semnat sau lucrăm la amenajamentul nou, s-ar putea să crească suprafețele care trebuie marcate, s-ar putea ca acele sume să crească. Dar eu aștept Ocolul Silvic de Stat să fie prezent la licitațiile pe care le vom desfășura și cu siguranță lucrurile sunt normale. Dar noi, sau eu în primul rând, sunt obligat să respect legea. Avem licitație în seară. Cine depune cea mai bună ofertă, ăla este câștigătorul nostru. Atât legat de partea de Ocol Silvic și mai am o mică prezentare să vă spun. Aș vrea să... Pentru că data trecută am făcut o prezentare legat de consumul de motorină și am fost interpretat ca și cum am zis eu că cineva a furat de la primăria Dărmănești motorina. Sincer, a fost cheltuit această motorină ineficient și am spus acolo. Dar acum am să vă prezint o situație în care chiar s-a furat direct, așa, și o să vedeți ce și cum. În 2017 am făcut o verificare legat de suprafețele de teren ale primăriei. Și am constatat că în zona Sălătug, la cooperativa de consum, figura ca teren proprietate acolo unde este pensiunea Cerbu, cu o suprafață de 2000 și ceva de metri pătrați de teren proprietate. Din anul 2013. Și m-am uitat acolo să vedem, domnule, din 2013 cooperativa de consum are 2000 și ceva de metri pătrați de teren la Sălătug. Am verificat ce are primăria, care este proprietatea primăriei și vedeam că acolo este o neclaritate. Sigur că am verificat care sunt actele de proprietate ale cooperativei de consum și am văzut că la cooperativa de consum, în punctul respectiv, aveau 820 de metri pătrați. Deci diferența de 1.288 de metri pătrați de teren din avutul primăriei Dărmănești, începând cu 2013, fără niciun fel de document, fără niciun fel de aprobare, au trecut la cooperativa de consum. Și sigur, cooperativa de consum Dărmănești venea și spunea că, domnule, ăla este terenul nostru. Tot ce vedeți dumneavoastră hașurat cu albastru, da? Ce se vede hașurat cu albastru, este terenul primăriei care fusese luat de cooperativa de consum abuziv. Sigur că pe acest teren cooperativa de consum a făcut niște bazine de pește, ce a făcut pe acolo. Dacă n-ar fi fost trecut în patrimoniul cooperativ, avea să zic, domnule, chiar nu e niciun fel de problemă, că poate na, omul e ocupat, dar îl va plăti. Ce-am făcut noi acolo, da? S-a făcut un referat prin care, de către arhitectul șef, în care prima dată s-a făcut un proces verbal, da, 5-a, 4-a, da, un proces verbal de constatare a situației. Băi, poate greșim noi. Și în data de 5-a, 4-a, între reprezentanții primăriei Dărmănești și ai societății cooperativa de consum,
Așa, s-a semnat de comun acord acest proces verbal prin care se confirmă că terenul situat în strada barajului, cartier Sălătru, Pun Răchită, aflat în folosință proprie și ocupat abuziv de către Societatea de Consum Dărmănești, are suprafață de 1288. Domnii de la Societatea Cooperativa de Consum recunosc, da, domnule, am încercat și noi, dacă nu mers asta, ei recunoaștem că l-am ocupat abuziv. Ce au făcut dumnealor? Ne-au trimis și o înștiințare, ne-au spus că sunt interesați să îl concesioneze. Da, au recunoscut, până la urmă, au plătit, nu știu cât, vreo 7-8.000 de lei, 9.000 de lei, cât ar fi fost concesiunea din 2013, până la data respectivă, am semnat contractul de concesiune și, prin acest contract de concesiune, suprafața de 1.288 de metri pătrați, furați, au trecut din nou în proprietatea primăriei. Acum, vă întreb și eu, cu aprobarea cui ați făcut, domnul pădurariu Gheorghe, mișcarea asta? Că erați, pe de o parte, viceprimar, pe de altă parte, erați membru în Consiliul, sau ce sunteți dumneavoastră, acționar în actul constitutiv ale acordului. Aș fi fost în conflict de interese. Cu aprobarea cui ați luat 1.280 de metri de la primărie și ați trecut în proprietatea dumneavoastră? E o întrebare la care vă rog să meditați, nu trebuie să-mi răspundeți acum, altă dată, da? Dar am venit cu un caz concret, ca să nu spuneți că, doamne, stai să vezi că s-ar părea că nu e așa. Nu. Cei 1.280 de metri în perioada 2013-2017 au figurat în proprietatea cooperativei de consum la impozit de taxe. Când se făcea acea declarație de... Să nu exagerăm deloc, cu discuția. Cei care cunosc Sărătrucul și sunt aici, marea majoritate care cunosc, dumneavoastră ați inclus și partea din față, de la magazin de acolo, și partea de către punctul de control al ocolului silvic, care ce nu a fost niciodată. Pe acolo este fântâne, acolo este aia de piatră, banca aia pe care au stat oamenii. Dacă cineva de aici din sală, care cunoaște situația de acolo, de la Sărătruc, s-a folosit cooperativa de teren în cealaltă, care dumneavoastră acum considerați că a fost folosit de cooperativă, și partea din spate? Eu mă supun. Și partea din spate? Partea din spate a fost înțelegere aici între primarul de atunci al OAT-ului. Parcarea din fața complexului a fost folosită, nu de cooperativă, a fost folosită de primărie. Și atunci, facem un schimb. Există și de atunci există în cadrul Consiliului Local o hotărâri de Consiliul Local pentru a se efectua schimbul între cooperativa de Românești și primării. S-au făcut și cadavru. Vă spun că nu este niciun schimb la momentul ăsta. Consiliul Local nu a aprobat absolut nimic. Primar, a fost o ilegalitate pentru că dumneavoastră... Bun! Practic, ilegalitatea noi... Bun, am recunoscut, am plătit bani, s-a terminat, s-a încheiat discuția. Bun, dumneavoastră acum ați venit și ați făcut parcarea acolo în mod abuziv pe terenul cooperativ. Nu este parcare, nu. Bun, ați făcut trotuarul. Acum nu știți foarte bine, suntem litigiu, oameni. Nu-i problemă, litigiu și dureză, nu faceți probleme. Poate dacă prindeți singur mandat și mandatul cealaltă. Da, aș vrea să îi dăm cuvântul și da, problema. Haideți să vorbați cu dumneavoastră. Domnul Simion și după aia rămânem noi la diverse. Vreți? Să rămânem la diverse. Dar cum vom discuta? Mulțumesc că ați avut răbdare și ați așteptat până acum. Haideți să vedem despre consultarea domnului Simion. Vă rog că spun, doamna președintă, în cât timp ați reușit dumneavoastră să... Cum ați spus? În cât timp ați reușit să vă răspundeți? În chiar permisiunea Consiliului Local. Dacă vrea să mă asculte... Să știți că noi avem aici niște... Da, doamna președintă, în chiar permisiunea dumneavoastră, domn primar. Vă rog frumos. În primul rând, tonul să fie... Păi nu, dar de cunoască deja... Stabiliți, da? Stabiliți. Deci, eu... Cer permisiunea dumneavoastră să vă prezint niște lucruri. În momentul când considerați că dumneavoastră mă opriți, pot veni cu argument, pot veni cu argument, sau dacă nu, rămâni să trec la alte puncte. Cam câte minute ați dorit să... Dacă nu-mi dați voi, eu mă retrag. Domnul consilier, dacă dumneavoastră nu-mi dați voi... Dar să vă acceptăm ca să discutim. Eu nu. Păi dacă domnul primar mă oprește de 10 ori, se duce o oră. Domnul, încă o dată, dacă îmi permiteți să vă aveți diverse.
Dacă vreți să vă prezint, vă prezint, dacă nu, eu mă eu aș fi vrut să stabilim din start, nu, da. Nu știu, 3 minute, da, 5 minute în care vă spuneți. Eu aici reprezint niște hârtii semnale de cetățeni. Foarte bine, eu reprezint, nu reprezint. Eu reprezint aici 14.000 de cetățeni. Da. Introducerea o să fie mai mare, după aia voi fi punctual. Domnul primar spunea așa. Răspunderea anterioară la orice solicitate venită din partea cetățenilor în baza legii 544 privind informații sau acțiuni ce revin în sarcina administrației publice, locale. Altul. Organizarea lunară de întâlniri cu cetățeni pe fiecare cartier la care vor participa și angajații de specialitate rezolvarea eficientă a problemelor ridicate de cetățeni. Și încă una. Respectarea legii în emiterea documentelor solicitate de cetățeni a termenelor condițiilor de emitere. Și acum vin cu ceea ce prezint eu. În săptămâna mare, domnul primar era pe strada Plopului, unde locuiesc eu. Am vrut să ies și eu în stradă să-i spun ca să nu mai facă joc de drumurile care sunt acolo. Dumnealui era cu un cup sau cu câțiva cetățeni la magazin, mie mi-a fost jenă ca să mai merg până acolo, că era un lucru urât. Vă crea un disconfort. Cred că vă crea un disconfort. Da. Și ați promis că în 10 zile veți face adunare după a treia zi. Veți face maxim 10 zile adunare la Păcube, da? Cetățenii au venit și au spus așa, mergem, pentru că în vizită domnul primar, ne adunăm toți și mergem la domnul primar la... Și faceți grevă sau... Nu, nu, domnul primar. Nu, spuneți-o. Da. Asta spune, eu sunt unul. Eu spun cetățenii. Foarte bine. Mergem la domnul primar că ne-au mințit să-și bate joc din noi. Cetățenii au spus. Și asta așa, nu. Eu nu o să merg în fața voastră pentru că la sfârșit o să spun, o să motivez de ce nu o să merg. Acum, în 2016, s-au consolidat, și acum trec la punctele care era, s-au consolidat malul Trotuș. Ce înseamnă consolidat malul Trotuș? V-a prezentat domnul primar acolo frumos, s-a uitat toată lumea, totul ok din partea dumneavoastră, o parte a făcut din palme. Ce înseamnă? S-au apucat și o săpat la vreo 30-40 de metri din albia Trotușului și-o adâncit Trotușul spre sat cu riscul de a inunda sat. O consolidat cu balastru. Aia nu sunt numite consolidat. Din punctul meu de vedere, și a celor care locuiesc acolo, care au 50 de ani, 70 de ani, 40 de ani. Acum vin la punctul următor. O să vă dau răspuns. Nu, ok. Deci s-a mântat la un loc cu ăsta. Așa, și după aceea să vă dau răspuns. Da, da. În... tot la punctul ăsta, vreți să-i spuneți, dacă nu, că... Ăștia spun că au lucrat nici 100 de ore în bulldozer, ceea ce puteți lucra dumneavoastră ca primării cu vola, dar probabil că ați făcut economie din motorii în vreodată. Dați voie să răspund? Băi nu, stai să... Ați terminat și vreau să răspund. Am trecut, sunt convins că nu vă citați, nu vă citesc adresa. Ar fi trebuit să ajungă la dumneavoastră. Cetățeni, uitați, cetățeni. Au solicitat să puneți cu râul Hehăiuș, da. Care îi protejează. Biserica veche, biserica nouă, casa satului, căminul, școala Păcubeni, precum și o suprafață și case multe. Cetățenii au solicitat lucrul ăsta. Până astăzi nu s-o primi niciun răspuns. Nu e o problemă, domnul consilier, că nu s-o primi niciun răspuns. Problema e că nu s-o făcut. Și după ce s-au văzut aspectul cu motorina, au venit, să zicem, care gândește mai mult decât mine,
Pentru că mie, domn primar, aceste lucrări care sunt din consolidare la Puraiele, din Păcubeni și Codețele, sunt executate de firma mea. De mine. Nu de firma mea, de mine. Da? În cazul ăsta, o zis că ce ai făcut, ai închis niște sări. În cazul ăsta, vă solicit consilierul să formați cât mai urgent o comisie de constatare. Consolidarea Puraiilor și consolidarea malului care a fost platou. La punctul ăsta mă rog. Bun. Hai să vă răspund eu. Știți că în 2016 au avut loc acele inundații și pe trotul și pe... În comisia care s-a întrunit la acea vreme, ISU și Comitetul Local pentru Situații de Urgență, în zona Păgubenului, au fost alocați prin hotărâre de Consiliul Local, Guvern, prin hotărârea Guvernului, 50.000 de lei. 50.000 de lei. Notați acum. Care prevedea, în acea notă de control a celor de la ISU și care au venit, să se ridice în primă fază un dig din palast. Un dig din palast care să protejeze, și nu mai știu, digul ăla are 200-300 de metri, nu mai știu exact. Și spuneau ei că există un proiect a apelor române de gabionare a întregului curs de apă, totuși de la Ghimeș până la Ajut. Ce am făcut noi? Că să știți că nu iau eu decizii de capul meu, că eu nu sunt specialist așa cum sunteți dumneavoastră în toate. Am făcut în SEAP, am solicitat să se facă un proiect. Proiectul ăla a fost făcut de o firmă care, deci proiect și execuție, de o firmă care este autorizată de Apele Române. Proiectul a fost făcut de Hidroconstrucția Bacău. Dacă cei care știu, Hidroconstrucția Bacău este o firmă autorizată care a construit baraje și alte tipuri de lucrări. Proiectul pe care, că oamenii ne-au întrebat, domnule, noi putem să facem orice aici, aveți bani? Nu, domnule, trebuie să vă încadrați în 50.000 de lei aia pe care mi-a dat guvernul prin hotărâre de guvern. Acel proiect îl avem, dacă doriți, îl putem pune la dispoziție să-l vedeți, ce lungime, ce lățime, ce-a făcut ăia. Și mai mult decât atât, nu aveam voie noi, cu vola noastră, să ne băgăm în Albia totuși, pentru că Albia nu este a noastră, este Apelor Române și acolo se fac lucrări doar de firme autorizate. Ca atare, noi am încheiat acel contract cu care a câștigat licitația cu firma respectivă, cu Hidroconstrucția și în cei 50.000 de lei a fost făcut un proiect, da, pentru acel dig de balast și a fost făcut și digul de balast, pe o porțiune de 200-300 de metri. Acum, tot în acei bani a fost și deviat cursul de apă a Trotului, pentru că știți foarte bine, bătea în capul podului acolo, a fost cursul schimbat în partea asta, în așa fel încât să fie cât mai departe de sat. Din 2016, atât am putut noi să facem atunci, până atunci n-a fost făcut nimic și apa era în casă. Lăsați-mă pe mine, din 2016 până acum, nici nu au mai fost ploi mari care să vină și să rupă acel dig, dar acel dig încă este în picioare. Acel dig l-am mai consolidat noi cu bolovan, cu betoane, cu ce am mai avut noi în așa fel încât să reziste și în caz de o catastrofă, acel dig face față, cel puțin o perioadă de timp, la a opri produsul. Deci, legat de părerea noastră că s-a săpat, nu știu pe unde, că s-a făcut, vreau să vă spun, dați-mi voie să termină și după aia. Vreau să vă spun. Să se în Albia Trotușului. A săpat la 3-4 metri adâncimii ca să... Eu nu vreau să iau. Da, eu... De ce nu ziți aici? Nu, vă rog frumos, vedeți ce vorbe spuneți la adresa. Pentru că nu am făcut eu proiectul, ci acolo proiectul a făcut de niște specialiști. Eu nu pun în balanță pe domnul Simion cu niște specialiști de la Hidroconstrucția. Niciodată. Aia sunt constructori din totdeauna autorizați. Pe asta nu știu ce pregătire aveți dumneavoastră, dar cu siguranță... Cu siguranță nu vă puteți compara cu niște ingineri de la Hidroconstrucție. Ei au venit cu soluția asta, v-am spus, vă pot pune la dispoziție Consiliul Local proiectul, vă uitați de ce ori fi spus ăia să sape la 20 de metri sau la 50 de metri, nu-i treaba. Cert este că acel dig a rezistat fără niciun fel de problemă. Iar legat de intervenția mea pe aici, pe acolo, cu o volă și pe aia, cu siguranță nu ne dădea voie. Știți foarte bine, dacă știți, dacă nu vă informez eu, că în Albia cursurilor de apă care aparțin Apelor Române, nu avem voie să intervenim cu așa cum ne trezim. Noi, de exemplu, la Consiliul Local, la primărie, avem nevoie de niște balast și ca să putem să luăm niște balast în trotul și am făcut adresă la Apelor Române, la Seghia, la peste tot și ni s-a aprobat 2000 de metri cub într-un anumit perimetru. De acolo luăm. În rest, nu avem voie să ne privăm.
Deci, sunteți în eroare totală și în primul caz și în al doilea caz. Eu v-am spus ce spun specialii. Dacă mai aveți o întrebare, vă rog. Întrebarea e de ce nu s-a dat cetățenilor din Păcubeni răspuns în 30 de zile la adresa la Părâncu care dumneavoastră așteptați, domnule primar? Nu mă opit. Dumneavoastră așteptați din spusele mele că după ce a venit cu această adresă, oamenii, să zicem, poftim direct, la dumneavoastră au pus pe Facebook și au spus este consolidare de marfă făcută de Simeon sau eu luat banii Simeon și împărțit cu subiectul discuției de astăzi nu este Simeon. Păi nu! Nu este Simeon și nu vreau să fie Facebook. Da. Nu știu, dumneavoastră poate aveți timp, eu chiar n-am timp de Facebook-ul dumneavoastră și dumneavoastră puteți să stați cât vreți unde vreți, că aveți timp mai mult. Eu chiar mă ocup de așa. Am să verific, să vedem care a primit, că nu eu stau cu lucrurile astea. Cine a primit această adresă, să vedem care a primit-o din colegii mei și ce a justificat acolo. Una din problemele, atenție, atenție. Una din problemele la care eu cred că o să mă refer aici este că noi avem o listă de priorități. Avem bani 10 lei și avem de făcut lucrări de 50 de lei. Și atunci, ați văzut că în expunerea mea am intrat pe Pârâul Șindiviei care a, în cei care sunteți din Brătule, știți că în iarna sau în primăvara 2017, datorită faptului că era colmatat, apa a deversat în grădinile oamenilor pe acolo și am intervenit în Pârâul Șindiviei și încă un pârâu, nu mai știu care. Valea Rău, da? Ei, eu spuneam mai devreme că anul ăsta cred că vom intra și la Păgubei. Mai mult decât atât, da. Să știți că din momentul respectiv când ați făcut dumneavoastră, până acum n-am avut pe pârâu la care faceți referire, vreo o situație de inundare, de... Păi asta aștepta să fie inundația, să se justifice că n-am făcut lucrurile. Pentru cartierul, pentru cartierul de la Păgubeni, legat de drumul de acolo, vreau să vă spun că noi am intervenit și în 2016 și în 2017. În 2003, am intervenit cu un autogredă, am venit, am pus piatră, da, ce am făcut noi acolo, iar acum, iată spartă, sor, ce am pus noi pe drumul acolo. Iar acum, dacă vă amintiți bine, săptămâna trecută noi am avut, de acum două săptămâni, da, am avut o acțiune, intervenție pe străzi. Știți că străzile pietruite erau destul de afectate. Am intrat în cartierul Păgubeni, în Jose, în Triaj, am intrat pe la Dărmăneasca, pe la Apoș, pe Boiște, în Poian. Și le-am palăsat, nu? Cum? Le-am palăsat. Domnule, am rectificat acele drumuri, pe unele drumuri am pus. De la deși dumneavoastră primar, n-a palăsat niciodată drumul. Asta e corect. Nu că e în părerea de corpest acolo, domnule. Vă rog, dacă mai aveți întrebări, eu chiar nu vreau să intru. Păi, dar ce facem aici? Ne certăm sau ne spunem, da? Păi, decise. Bun, domnul primar. Altceva, dar vă rog. Da. Ca să fiu direct, dumneavoastră, unde locuiți dumneavoastră? Așa. Unde locuiți? Dacă primarul dumneavoastră a făcut asfaltul care l-ați făcut dumneavoastră în strada, doamna Mititeu. Nu a fost asfalt, domnul Simeon, acolo a fost un tratament bituminos pe care noi l-am aplicat și în târgul săptămânal, da. Acel tratament a fost experimental, a făcut mai multe spații. Domnule, ia lăsați-vă să vorbesc un pic, văd că sunteți foarte agitat. Îi spune, mi-a acertat mașina și mă costă 50 de milioane. E problema noastră, dacă ați intrat cu ea în șanță. Băi nu, am intrat cu ea în șanță. Este un tratament bituminos, da. Am pus în mai multe străzi. Pe unele străzi, să știți că, bă, că cât de cât se menține și vorbesc de strada Forestierului, care se menține acolo, costurile între a veni cu balast pus, piatră spartă și tratamentul ăla bitumenos erau aproximativ la fel. Și am zis, dumneavoastră, hai să experimentăm să vedem dacă tratamentul ăsta bitumenos este mai bun. Pe strada aia de acolo, nu știu de ce, nu a rezistat. Noi ne-am dus, l-am rectificat, l-am nivelat ce-am făcut. Eu am întrebat la cineva. Ar fi plăcut să vă bateți. Era mai bine. Deci nu fiți ironic. Atenție, nu fiți ironic la adresa mea, pentru că nu fiți ironic și aveți un pic de bun simț, pentru că strada era mult mai rea. Și mai mult decât atât, mai avem un consilier acolo care se ocupă și de Jose și de Păgubeni. Dacă doamna profesoară vrea să recunoască, recunoaște. Dacă nu, eu tot nu o să mă supăr pe dumneavoastră. E problema înainte de a începi, da? M-am dus și am zis așa, doamna profesoară, spuneți-i lui domnul primar să nu cumva să facă.
Pentru că eu știu competența dânsului și vine și își bate joc. Deci asta mă cunoașteți atât de bine. Doamna profesor, v-am deci, spus? Da sau nu? Eu v-am spus, am foarte multă eleganță și sunt calm, așa. Da. Niciodată nu o să-mi compar pregătirea mea cu cea de voi. Păi, nu e nevoie. Nu e nevoie. Vă rog frumos, legat de competențele mele, nu sunteți dumneavoastră măsură să dați. Domnul primar. Tot la drumul. Să știți că expiră. Da, păi, dar nu l-au mai mult la mine. Deci, eu îl cunosc, haideți să vă spun, îl cunosc foarte bine pe domnul Simion. Da. Am avut odată o discuție vreo 3 ore și am început pe un ton foarte agitat și am terminat pe un ton foarte agitat. La un moment dat m-am rugat de domnule, domnule, te rog frumos, lasă să mă duc acasă, că am și eu treabă. Da, am da, deci, eu. N-aș vrea să... Dar da. Trebuie să vedem că vă bateți joc, de mărit. Dar nu asta. Vreau să precizez că opinii deci, personale și polemici nu sunt subiecte de ședință de Consiliul Local. Nu trebuie. Respect bază de noi. Am întrebat de asfaltul ăla. Câți bani a dat domnul primar pe asfaltul? Dom'le, vă te rog o hârtie scrisă, pune acolo. Exact. Eu nu sunt la interogator exact. În fața. Nu, bine, asta ca ce știu. Îl abordați pe domnul primar în afara ședinței. Eu, dacă mai aveți întrebări punctuale, pentru că genul ăsta de abordare nu e elegant. Exact. Pentru părul pe care îl aveți. Pentru părul pe care îl aveți. Și domnul primar, vis-a-vis și spuneați dumneavoastră pe aici. Nu am nicio legătură, nici cu domnul Pădurariu, nici cu nimeni nu am. Dar știu că nu. Da. Dacă făceau drumul până ați apărut dumneavoastră primar, era pe drumul Măcubelă, la Josele, și se poate confirma, apoi și pisitori. Ori primar, ori viceprimar, ori inginerul Lungu, ori inginerul Asante, ori Costel Muraraș. Permanent. Dumneavoastră a spus o persoană care nu am nimic. E finul dumneavoastră, e teaba dumneavoastră, așa. Nu știu. Puteți să-l ținiți aici și să faceți poezii cu el. Băiatul ăsta care l-a spus dumneavoastră, ce specialitate are? Că noi știm, dar doar eu știu că Buzetul... Cu siguranță are studii mult mai multe decât de viața lui. El a vândut bilete la discoteche și au mai făcut poze de campană. Spuneți în care este problema. Discutăm de oameni de pe stradă? Este de drumuri, se văd drumuri. Domnul Simion, revin. Opinii personale și polemici pe rețelele de socializare. Este o ședință de Consiliul Local. Da, nu spunem ce meserie au da. Eu, eu aș vrea să închidem genul ăsta de discuții. Dar de ce se închide? Dar vă spuneți de adevărul? Nu, domnule. Haideți să fiu sincer. Domnule, dacă ați fi un cetățean model, aș avea tot respectul. Haideți să vedeți, de exemplu, pentru Consiliul Local. Domnul Simion are două firme. Roxim Com Electric și Transconstruct Presta. A funcționat în 2017 cu aceste firme și n-a fost în stare să-și plătească autorizația de funcționare. Deci dacă ați fi fost un exemplu pentru noi, domnule, tot îți puteam pălări. Dar dumneavoastră, la momentul ăsta, n-ați fost în stare să vă achitați datele. Nu mă deranjează atacul de dumneavoastră. Nu, eu vă spun ca să știți. Eu am o adresă aici. Vă rog să-mi permiteți să ascult. Dumneavoastră, dacă dă voi consilierii, vorbesc, dacă nu... Dacă aveți discuții bine, la diverse, dacă nu închidem ședința, da? Dacă mai eu am terminat. Dar cine vine la ușa dumneavoastră la vot să vă aduc primarul Arședorii? Că tot timpul le puniți cu una în gură. Dacă vorbește domnul colonel, vorbește prea mult. Dacă vorbește... Domnul Simion, nu ai niciun drept să mă jumești pe listă. Dați dovadă de nesimțire și vă rog frumos, fiți. Eu plătesc la bilietul statului, tați și impozite și credeți primarul. Dacă mă plătesc, poate mă apărat. Mă cer pe cine să vină ședința în condițiile acestea. Nu, eu reprezint cetățenii, o să vină cetățenii de ziua asta. V-am lăsat. Da. Eu nu mă așa, o să vină cetățenii de ziua asta. Deci, vă rog frumos, vă să părăsiți sau. Domnul Simion, vă rog frumos, dacă aveți ceva concret, un minut, două, am o întrebare, domn primar. Ultima întrebare, vă rog. Bun. Domnul consilier, nu de fapt nu la domn primar. Vă întreb, domnul consilier, sau doamnă, cum plecat. Dacă există un incendiu în parcările astea, care s-au făcut acum,
Unde se salvează acolo prima mașină în foc? Nu vă faceți. Așa se zice, cum noi nu fac probleme? Ascultați-mă un pic. Din nou vă dați cu dar nu e nevoie să vă răspund. Există, vă răspund eu. Dumneavoastră n-aveți capacitatea să înțelegeți lucrurile. Acest proiect care este făcut cu Centrul Civic Dărmănești este avizat de ISC. Acolo sunt prevăzute toate, absolut toate detalii. Dacă e incendiu, dacă nu e incendiu, dacă vine sau dacă nu vine. Da, deci fiscalul dumneavoastră nu are niciun rost. Spre deosebire de dumneavoastră, eu am alt nivel de înțelepciune a lucrurilor și să știți că mă gândesc la fiecare. Și felul în care noi, Consiliul Local și nu eu și aparatul special, am intervenit și am început să modificăm lucrurile bine în Dărmănești și cred că se vede. Că nu vedeți dumneavoastră, e problema noastră. Nu mă interesează, da? Așa. Și deci vă este domnul, domnul Mombi. Mulțumim, domnul. Deci, eu am o întrebare. Sunteți cetățenii al localității Dărmănești. Vă rog frumos, aveți familiile ei? Aveți familiile ei? Urmăriți cu atenție, în specialiști din primărie au început să treci. Nu, dar n-are nicio importanță și ce relevanță ce spuneți dumneavoastră. Au plecat specialiștii. V-am zis, puteți să vă spuneți opiniile pe rețelele de socializare în ședință. Haideți să vă răspund. Vă rog să vă răspund. Nu, suntem bine. Și ați angajat ăia care lipeau afișe. Domnul Simeon, știți ce nu înțelegeți dumneavoastră? Da. Noi avem aici niște nivele de performanță pe care dumneavoastră nu o să ne înțelegeți niciodată. Și noi erau performanță. Și cei care vor să plece de la noi, pleacă, domnule. Poate că acolo merg la niște salarii mai mari. Poate că nu s-au... Poate că nu s-au putut integra aici. Eu am niște ținte și... Oricine, și le-am spus și colegii mei știu, oricine dorește să plece de la primărie, poate pleca. Nu e nicio pierdere. Nu este niciun fel, nu se dărâmă nimic. Da? Deci vreau să stați liniștit. Păi, dar nu stați liniștit, pentru că eu am clădit până a venit dumneavoastră permanent, aproape permanent, a fost consilier independent, a fost aici la Dărmănești și am avut contribuții mari pentru Dărmănești. Dar se văd contribuții. Cum spuneți dumneavoastră, că stai și nu vedeți? Se văd contribuții. Gata, domnul contribuții. Mă rog frumos, vă mulțumim foarte mult că ați participat. Domnul Simeon. Eu aș fi mulțumit de dumneavoastră dacă v-ați plătit pe 2017. Domnilor consilieri, mai aveți la diverse sau nu? Rămânem la o altă. Deci diverse. La diverse. Ce este foarte important, numai un pic pentru domnii consilieri, vedeți că până pe data de, nu mai știu, câte ați primit fiecare declarația de avere și de avere. Da, vă rog, eu sunt în noi de invitații. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră. Legat de față, de vânturi. Te rog, da. Deci e foarte scurt. Da, este logic. Da. Dar totuși vorbesc cu profesorii de privat. La sfârșit de amenajament este clar că nu mai sunt lucrări silvice. Era evident că o să veniți cu costuri mai mici pe minut, pentru că nu au avut lucrări de executat. Dacă dumneavoastră veneați punctual, pe principale, comparativ, atât cu atât, secundare, atât cu atât, lucrări culturale. Aveați acolo doar vin faptul culturale. Iar vis-a-vis de prejudicii, se reașă Dumnezeu, Mulțumesc tare mult, da? Gata, doamna. Ne pare rău.